seara și bine v-am găsit, iată, într-o seară legendară. Seara în care legendele s-au unit pentru prima dată în podcastul Cârligului Gagiu și nu numai, pentru prima dată Tatanițu și Neamati, confruntare directă la masa unei emisiuni de pescuit. Bună seara, domnilor, bună seara tuturor celor care ne urmăriți în această seară și bine ne-am reunit, să spun așa, și mă bucur că mi-ați acceptat ideea de invitație, dar vă aveam față pe ambii, față în față, practic. Și noi ne bucurăm că suntem împreună, mai ales cu Mate, care e prietenul meu. Am și uitat să-l întreb, dar cred că ne cunoaștem de vreo 45 de ani cel puțin, așa mă stăteam și mă gândeam. Și îi salutăm pe toți cei care se uită la noi și sperăm ca din această discuție să rămânem fiecare cu câte ceva care să ne fie de folos în viață. O secundă, mi se spune că microfonul mai tare. Nu. La mine cel puțin s-aude foarte bine. Nu știu... Bun. Vă spun și eu bună seara, domnilor și doamnelor. Și mă bucur că la invitația lui Andu sunt în compania lui Tatanițu, nu într-o confruntare, cum se întâmplă adeseori în concursuri, și sper că prin contribuția noastră, măcar într-o mică măsură, să vă putem fi de folos cu informațiile pe care noi le putem da. Se spune, de fapt cineva a spus, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Așa o fi, numai că noi știm, și asta cu siguranță, că lucrurile care nu se spun se pierd. Și poate și mai grav, cine nu veghează la viața lui își poate pierde chiar sufletul. Bine, datorită acestui fapt, pentru că sunt conștient că lucrurile care nu se spun se pierd, am acceptat invitația lui Andu. Pentru că sunt convins că dacă nu vă spun eu, dacă nu vă spune Tatanițu ceea ce intenționăm să vă spun sau o să vă spunem la răspunsul întrebărilor dumneavoastră, sunt lucruri care se vor pierde. Așa că ne bucurăm să fim în seara aceasta în fața dumneavoastră și să vă împărtășim din experiența noastră de pescar de competiție. De aproximativ câți ani? Ei bine, m-am apucat de mic copil să pescuiesc așa de voie, dar primul meu concurs l-am avut la vârsta de 18 ani și în podcastul anterior am povestit mai pe larg cum am început eu primul concurs, l-am avut la Herăstrău, atunci când m-am dus cu o undiță cu viermuși și puși în buzunarul hainei. Bine, pe vremea aceea ni se dădeau niște săculeți de către organizatorii în care puneam peștii. Și din 45 de concurențe am ieșit pe locul 5, m-am calificat în faza superioară, așa m-am dus la faza superioară undeva pe Neajloc, unde de data aceea am avut 3 undițe și vă spuneam eu atunci că atunci s-a dat semnalul de începe sunându-se într-un corn. Și sunetul acela a fost atât de prelung încât eu, până să termine sunetul, deja am prins 2 pești. După aceea mi-am agățat prima undiță, după foarte scurt timp și pe cea de-a doua și a treia și am rămas fără ustensile și am ratat calificarea. După aceea a urmat stagiul militar, când m-am eliberat din armată. M-am prezentat imediat la primul concurs. Mi-amintesc că a fost într-o primăvară răcoroasă, undeva la Pitasca 3. M-am calificat cu chiu cu vrai, că nu se prindea pește. Și a urmat faza pe București. Atunci regulamentul era de așa natură că trebuia să treci prin calificări. Faza asociației, faza pe București, cum era cazul meu, după aceea divizia B și divizia A. E bine, m-am dus la calificări, faza pe București, un concurs foarte greu, pentru că pe vremea aceea
În București erau cei mai buni pescari din țară. Și asta se disputa undeva la Cernica, undeva în zona poligonului auto, pentru cine cunoaște, undeva poziționat, cum te uiți la apă, cu fața la Stăviraș și stânga strandul. Și vreau să vă spun că în ora de pregătire îmi așezasem eu așa undițele pe iarbă frumos și pregăteam nada și mai aranjeam lungimea firelor. Știți că eram foarte meticulos, trebuia să pun totul foarte bine la punct. La un moment a venit o turmă de oi. S-au apropiat turma de oi și cum sunt oile cam nătângi, vreo două, trei dintre ele erau gata să încalce undițele. Eu când am văzut, am luat o undiță de jos și bineînțeles că m-am dat la ele să nu cumva să îmi șifoneze trestile. Deci, practic, prima luptă acolo a fost cu oile de pe mal, nu cu peștii. La prima vedere, pentru că în timp ce eu le atenționam pe oițe, a venit o doamnă lângă mine și mi-a zis printre dinți așa privindu-mă sfidător: îți stă bine. În clipa aceea mi s-a urcat sângele dintr-o dată în cap. Am privit-o cu o privire din asta străpungătoare, am deschis gura și ce credeți? În loc să îi vorbesc, am început să fluier. Am început să fluier melodia aceea, Codine, Codine, nu te duce la pădure. Știți? Când eu fluieram acea melodie, vreau să o avertizez, că de fapt cântarea asta, asta exprimă avertismentul acelei persoane către Codin să nu se ducă la pădure, că va avea necazuri. Și eu am fluierat și m-am calmat. E bine, a început concursul. E foarte important ce vă spun acum, deși pare o poveste. A început concursul, vă mărturisesc că căpătasem ceva experiență din concursurile anterioare și am început să nădez și să lansez, să nădez și să lansez, pescuiam cu o vargă fixă. Nimic, 5 minute, 10, 15, 20, nimic. Am început să strâng din dit, să mă gândesc la doamna care îmi zisese că stă bine, că m-a făcut cioban, că eram așa de nervos. Și la un moment dat o voce îmi spune: calmează-te și fă așa. Un sfat venit undeva aici. Doamne, ce fie asta? Ia să fac! Că nu prindeam nimic. Și fac și dintr-o dată văd peștii cum se apropie așa, știți? Clipocea apa și ei veneau. Și încep să prind și prind și câștig concursul detașat. Pe vremea aceea, un concurs din ăsta ținea două ore. Ei bine, m-am bucurat atât de mult, da, erau mașe de două ore. Da? M-am bucurat atât de mult, dar nu pentru faptul că puteam să-i dau peste nas doamnei, ci pentru faptul că, da, am înțeles că îmi stă bine cu undița în mână, dar nu ca să cornesc oile, ci ca să fac competiție. Și întâmplarea aceea m-a motivat extraordinar de tare să încep să, pe lângă pasiune, să încep să fac acumulări ca să devin mai bun. Păi cum pot să faci acumulări, mi-am zis eu? Păi aș putea să fac dacă aș avea parte de cunoaștere, dacă aș avea parte de mai multă pricepere, așa încât să fiu eficient din punct de vedere funcțional și în felul acesta să am rezultate, să fac performanță. Păi cum să am parte de cunoaștere? Că nu se naște niciun om învățat. Corect. Păi și am stat și m-am gândit, cunoaștere. Doamne, dă-mi tu cunoaștere, am zis atunci.
pentru că eram un om cu frica lui Dumnezeu, deși nu eram credincios cum sunt acum, dar credeam în Dumnezeu și mă rugam cum mă învățase taică-mi pe vremea aceea. Și am zis, Doamne, dă-mi Tu cunoașterea așa încât să pot să discern și să aleg ce e bine. Și ajută-mă să, ca după ce voi cunoaște, să pot să fiu un pescar priceput. Că nu e suficient să ai doar talent, sau pentru că darul ăsta ți-l dă Dumnezeu, dar tu trebuie să-l valorifici, să-l îmbogățești. Darul acesta de a pescui în competiții, talentul acesta, e dat de către Dumnezeu, că El ne dă darul fiecăruia cum voiește El. Și am început să cunosc cum trebuie să-mi fac o linie mai performantă, cum să-mi confecționez o plută și așa mai departe. Și, nu mai o clipă dacă vrei să mă întreb cu ceva, am început să... Caiet. Am scos și eu caietul, tati. Rândul tău vine puțin mai târziu. Eu n-am caiet. Am început în felul acesta să mă pricep inclusiv cum se face o nadă, cum se nădește, cum se trece peste momentele dificile când nu ai pește, să înțeleg de ce nu am pește atunci pe vad și așa mai departe. Și încet, încet au început să vină și performanțele. Pot să vă spun, fără să mă laud, că ăsta e adevărul. Vreo 20 de ani de zile, consecutivi, pentru mine n-a existat locul 2. Locul 1, să știa, nici nu concepeam locul 2, nu, niciodată. Pentru că eram atât de pasionat și mă străduiam atât de mult să cunosc, să învăț, să acumulez, așa încât am început să fiu mai priceput din ce în ce mai mult și mai mult și să fiu în felul ăsta eficient, să fiu funcțional, că asta e. Deci ăsta trebuie să fie, cred eu, un principiu de funcționare pentru orice pescar care vrea să facă competiție. Să cunoască, să fie priceput și să fie eficient din punct de vedere funcțional. Și după câțiva ani am fost luat în vederile celor care alcătuiau loturile naționale, am participat la în competiții interne, internaționale, campionate mondiale, europene, nu mai le știu, toate că nici nu mai le știu numărul. Aici vreau să pun un pic de pauză, Neamati, și să-l întreb pe tati, având în vedere că ai spus un cuvânt mare, pentru că un pescar trebuie să aibă talent. Și am o întrebare din partea lui George Alexandru de la Forcarp. Care este cea mai importantă abilitate a unui pescar, dar și cel mai greu de dobândit? Și primul, vreau să te aud pe tine, tati, pentru că îți faci și tu introducerea în această seară. Eu cred că, în primul rând, răbdarea. Însă, la ce a povestit Matei, aș vrea să continui prima dată un pic așa. Eu am venit un pic mai târziu în domeniul ăsta de staționar, deja Matei concura. Însă el știe că eu când am venit mai în forță un pic așa. Am avut noi un concurs că dacă tu ai dat-o așa cu o luptă între noi. Da, o luptă... Cred că a fost unul dintre cele mai tari concursuri care mi-l amintesc eu în 85. A fost Cupa Țărilor Socialiste de la Slătioara, unde noi am făcut acolo în A, cum era atunci, era C, B, A, mate știe cum era, eram câte 14, eram în fiecare, cei 14 ne-am bătut așa la băionet între noi, care să intre în primii 5. Ei, eu vreau să spun că eu am intrat, mate din păcate n-a intrat, ți amintești, nu? A fost Bento, a fost... Unde ieșise în campion, da. Cu puțin timp. Ba zic că eu m-am dus acolo cu metoda mea, cu de-astea mai... cu ce să hrănește pește, libelule tubiflex, ei s-au bazat mai mult pe verzi și pe alte nenorociri. Mi-amintesc că în stânga mea era un neamț cu
cum îi zice măi, matea asta de 13 metri de corbeziană din asta și eu pescuiam cu un 3 jumate, pedalii, caras după caras, ăsta s-a fript și cu luleaua, am întors-o în toate felurile, nu mai știa ce-i cu el și noi am câștigat atunci. Bine, cred că tu ai concurat în echipa a doua, pare să ca țară organizatoare ne-a băgat și echipa a doua. Însă, așa este, cum spune Mate, el la concursurile astea de staționar a avut multe rezultate atunci. Însă, după aia, cred că cei care am pornit la CRAP, tot cam noi am pornit. În 99, concursul de la Sărulești, care eu cu el am avut rezultate mai bune, între cele 20 de echipe de la noi din România care a participat și s-a continuat. Care era întrebarea cu... Care... Imediat, încă o dată o repet ca să fie exact aceeași întrebare. Deci din partea lui George Alexandru de la Forcar. Care este cea mai importantă abilitate a unui pescar, dar și cel mai greu de dobândit? În primul rând, eu cred că e și respectul față de cei din jurul tău. Însă eu am mers întotdeauna pe principiul ăsta să ai încredere. Pe mine și pe Mate ne-a caracterizat și treaba asta, fiindcă noi amândoi, în felul nostru, noi suntem credincioși și cred că noi din start, la majoritatea concursurilor, noi plecăm așa cu o speranță în suflet și cu o încredere așa în primul rând în Dumnezeu și în al doilea rând cu ce facem noi fiecare, știi? Fiindcă e o vorbă că na, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sac, știi cum este o vorbă, trebuie și să muncești. Însă, probabil că vom discuta noi despre problema asta cu o strategie, un concurs de multe ori îl câștigi sau îl pierzi chiar de acasă, cum ți-l pregătești, fiindcă contează mult chestia asta cu ce mergi la tine, că degeaba cazi pe un loc bun și te duci, cazi cu o nadă, nu ești pregătit pentru treaba asta. Și din punctul tău de vedere, Mati? Păi și eu susțin cam același lucru pe care l-a accentuat Atalnițul. Eu cred că trebuie să rămâi modest, ba chiar zmerit, a zice, atunci când performezi și ai un rezultat. Să zicem că eu după concursul acela m-aș fi dus la doamna aceea și i-aș fi rânjit. Și i-aș fi rânjit sfidător în față. Da, mă, dar ea poate ți-a vorbit așa, tocmai, ca să te aprecieze. Nu, pentru că era soțul ei era o cunoștință de-a mea. A concurat și era el? Chiar lângă mine, da, concurat și el. Era clar. Și a vrut să mă jignească, dar după aceea m-a și felicitat. Eu nici măcar nu m-am gândit să mă duc să-i spun o ofensă sau ceva. M-am bucurat în sine pentru mine și am trecut peste asta. Da. Noi trebuie ca și pescar de competiție să fim smeriți în așa fel încât Dumnezeu să ne înalțe. Pentru că dacă eu m-aș fi dus și m-aș fi lăudat la ea, ce-aș fi făcut de fapt? Aș fi mințit, pentru că la un moment dat mi s-au deschis ochii minții și am înțeles ce să fac, nu datorită priceperii mele, ci acelui gând care mi-a venit. Deci n-a fost chiar meritul meu că am câștigat concursul ăla. Și asta e, trebuie să accentuez faptul că ești dependent de ajutorul pe care ți-l dă Dumnezeu, cu inspirație, cu cunoaștere, cu eficiență și așa mai departe. Nu tu singur, că dacă te bazezi pe tine însuți, o să dai o plăzneală, două, dar nu poți să ai o carieră plină de succes. Nu poți. Da, o secundă. Mi se repetă întrebarea. Cum se numește magazinul unde ne-am întâlnit noi astăzi? În magazinul meu? Da. Magazinul Tatanitz. Tatanitz. Da. Deci, Dan... Magazinul unde noi ne-am întâlnit astăzi pe ieși un site, este magazinul Tatanițu, www.tatanițu.ro. Da, exact așa. Bine, dacă vii în Sfântul Gheorghe, cu siguranță întreb de Tatanițu și ești redirecționat direct acolo unde tati s-a ascuns de... Să nu dea frații de mine. Mai făceam o glumă. Bun, vreau să vă salut pe toți, pentru că așa este pe YouTube, domnilor. Cojocaru Alexandru, bun venit
alături de noi, Manu Savu, Transilvania Carp Experience, Mihai Mușii, Felix Țintea, Ionuț, Relu Popa, membrul nostru de timp de 19 luni. Bună seara, stimaților, am așteptat cu mult interes această ediție. Relu Popa, tati, este operatorul meu, l-ați cunoscut cu toții în emisiile trecute. Felix Ținte are o întrebare pentru Neamati. De ce nu are o fabrică de nadă? Imediat după 89, timp în care eram campioane acestei țări la pescuit staționar, m-am apucat, după sugestia unor colegi, să produc nadă. Menționez că înaintea mea se apucase tata Nițu de asta și chiar am fost stimulat de inițiativa lui și am zis, bă, el face acolo nadă pentru zona aia de la Sfântul Gheorghe Ardeal, să produc și eu pentru București. Și am scos o nadă, m-am gândit să scot o nadă bună și care să fie cerută, nu atât cât să câștig din această producerea nadei respective și niște aditivi. Și într-adevăr era o nadă bună pentru că pur și simplu puneam produse cumpărate de la fabricile astea de panificație, de biscuiți, exact produse pe care le consumă oamenii. Să dea mea biscuiți, mate. Da. Dar nu era o fabrică de biscuiți. Exact. Nu, rebu de biscuite. Nu. Pentru că e cunoscut faptul că unii poate să bage și componente furajere și aia e o nadă de calitate inferioară. Ei, am produs tone, a spune, pe care le distribuia firma Gipo prin magazinele sale prin țară, numai că la un moment dat a murit tata socru, cel în curtea căruia aveam atelierul de producție și nu s-a mai putut continua. Ce denumire avea? Ce anume, firma? Da, Nada. Păi era Mati, așa era intitulată și aveam un motou pe ea. Eu fiind credincios, am formulat cam așa. Această nadă este de foarte bună calitate, dar pentru a-i da o eficiență maximă, trebuie să o folosiți conform îndemnului din Matei 21:22. Și cine citește Scriptura știe că acolo Domnul Iisus Hristos spune tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune veți primi. Și asta e, că degeaba ai o nadă bună dacă nu știi cum să o prepari, dacă nu știi cum să o dai. E foarte important. Deci nădirea, eu cred că este mult mai importantă decât nada în sine. Și aici tatanițul are un semn, așa. Ce a vrut să însemne asta, tati? E bine. Da, am dreptate, contează și nădirea, contează unde dai în primul rând nada, adică... Exact. Sunt multe chestii aici de discutat, înțelegi? Eu aș vrea totuși să discutăm totuși despre aspectul ăsta al ce interesează pe pescari în zilele noastre de azi. Da, având în vedere că oricum avem două subiecte mari. Și eu pot să spun că m-am plecat cu băz de alun, eu nu știu, Mate, dacă tu ai pescuit cu băz de alun. Nu. Noi pescuiam cu băz de alun, până în timpul ăla când era cu trestie și mai cu ață de papiotă, făceam dintr-un bol de odela o plută de cocean și cam mai era toată treaba. Însă acum e cu totul altele vremele, chiar la crapă, când am plecat, am mai povestit o dată trecută. Da. Mi-am făcut o cobră din țeapă de aia de instalație, am pus pe un instalator, mi-a făcut tornată la cu ceaunii, mi-a făcut o masă din aia, drăgărea pe acolo, scoteam... cu mișe așa alea, știi? Mai așa să le dai. Dar, vezi, acum găsești orice. Eu mi-amintesc de cum, când s-a plecat prima dată, ce era mai mare, un magazin mare în București, Acomania, sau cum îi zicea, nu? Da, ți-amintești? Acomania. Eu mi-amintesc, domnule, acolo lua solar sau, știu eu, scuit, ceva, niște de astea, niște de le dădeam noi câte o căruță de bani. Nimica toată. Le aducea un sârb, unul Melec. Melec, după aia zvon, confini. Da. Nu, dar da, vreau să spun, noi românii nu avem așa experiență în ale
chestiilor astea și ne cam fraierea ăștia, cu, luam noi tot felul de alea, niște boilersuri, mamă ce sale câți de alună, mi-am zis că odată colegul tău, Nae, săracul, le-a cumpărat pe toate alea de alună, nu știu dacă ți amintește, pe la Sărulești, cu o aromă de alună ca să... Asta. Vezi, acum lumea s-a mai deșteptat un pic. Eu, din punctul meu de vedere, eu apreciez, am mai spus eu și o spun și o susțin chestia asta, pe băieții de la noi care totuși încearcă să facă ceva cu ce poate de la noi. Eu n-am fost niciodată de acord să cumpăr un plumb foc, să dau pe el 7 lei sau nu știu ce, când pot și eu să... Putem și noi în România să turnăm un plumb, să îl băgăm și noi acolo ca să... fii îmbrăcat pe deasupra, să faci ceva și să te poți, care 7 lei foxul, că e peste 10 lei, da. Nu știu cum era, era înainte când așa. Sau un momitor, uite, eu am fost un adept care am folosit foarte mult momitoare din Ungaria, însă după ala am găsit un băiat, am făcut o matriță și facem noi momitoare exact copiate după aia, sunt foarte mulți care ia momitoare, care pescuiesc cu momitoarele astea, știi cum e treaba. Și adică să încercăm și noi să facem ceva, ca români, așa. Că vezi, pe toate domeniile ne-am axat și cu alimentația și cu toate, ne trezim că depindem tot de alții. În loc să cumpărăm roșii sau nu știu ce, mai a apărut acum făina de greier, sau poate cineva îi vine ideea, domnule, să facă boilersuri cu făină de greier, știu eu ce o mai vine, am înțeles că e scumpă și aia. Adică noi trebuie să fim mereu, să gândim, să facem ceva cu ce avem noi, cu dele noastre, așa, dar, cam așa văd eu treaba. Așa. Dar gândirea asta a venit înainte să apară boilersul solubil? Păi, boilersul solubil, ce se întâmplă? Eu n-aș vrea să mai descoperea mult despre solubilul ăsta, dar eu de până 85, cam de atunci am descoperit eu dulceața asta, extrasul ăsta din lapte de porumb, care l-am botezat eu lapte de porumb, știi? Și eu cred că majoritatea producătorilor, dacă stau și mă gândesc așa, n-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar sunt mulți care, din producători ăștia marcă, dar dacă vor să recunoască, au luat de la mine. Din momentul în care a luat de la mine materia primă, nu poate să-mi spună mie, domnule, e adevărat că fiecare îl dezvoltă în felul lui acolo, știi cum... Eu apreciez mult ce spunea Andrei Vlădeanu într-o discuție când a fost la tine, că el a dezvoltat... fenomenul. Și așa este, l-a dezvoltat și el în felul lui, da, și eu l-am dezvoltat în felul meu, știi? Corect. Eu nu m-am dus la el să iau lapte de porumb. El, dacă recunoaște, nu știu, nu mai zic mai multe. Dar acum venind vorba de Andrei Vlădeanu. Da. Am o întrebare din partea lui Dan Mitrănescu, pentru ambii invitați ai mei, în această seară și spune așa. Care dintre voi doi aruncă mai tare sau mai bine decât Andrei Vlădeanu? Păi eu cred că Andrei Vlădeanu lansează bine, părerea mea. Eu așa știu. Adică cât? Că eu nu știu cât lansează. Vă zic că și între mine și Mate lansează mai mult decât mine. Eu l-am văzut pe Mate cum dă. Eu recunosc că la mine punctul slab al meu e, eu dacă dau 80-90 de metri și când am... pierdut concursul de anul trecut acolo și după o să ajungem cu siguranță să povestim, că ai avut două recorduri pe Hermes Periș. Nu știu cât lansează Andrei Vlădeanu. Eu însă, la forța mea, grisinele mele și... Tu dai peste 100. Eu am dat cu fir de 26 măsura la micrometru, plumb de 130 de grame și cu a clas al lui Dan am dat 125 de ture, ceea ce înseamnă peste 125 de metri, fără vânt, va chiar a spune cu puțin vânt favorabil. Chiar eram lângă Dan Mitrănescu la un concurs pe Polcești 5, el era în stânga mea. Și m-am mirat și eu cât de lungă am putut să arunc, dar cu un boiliz mic. Dacă pui un boiliz mare, undeva dau, acum cu lansetele cu care pescuiesc eu niște feleuri bune, foarte bune pentru mine, dau ușor, zic eu, 120 de metri. În orice caz, noi la capitolul aruncat și eu și Mati suntem slabi la ora actuală. Noi avem pescari care lansează extraordinar,
de bine, de departe. Și, da, pescuitul din ziua de astăzi. Însă nu mereu funcționează treaba asta. De exemplu, dacă luăm lacul de la Deosic, acolo degeaba, au venit aruncători mari acolo, dar pe partea elaltă s-a dus în gât. N-au făcut nimic. Acolo merge mai bine pescuitul. Ai grijă că ți-a spus să nu dai prea multe. Bine, stai că ai cu altele. Mă. Să-l dai din casă. Sau, de exemplu, uite, hai să vorbim despre, să discutăm despre Periș. Că și acolo... De cele două mari recorduri ale tale. Nu la mare fel. Să prinde, sunt pescari de la noi care prinde ușor malul ăla, tu ai văzut, aruncă pe partea elaltă. Eu vreau să spun despre cele trei rezultate care le-am avut anul trecut, cred că din 5 concursuri am avut 3 podiumuri, 2 de 1 și un 2 care l-am pierdut la limită, în fine. Ba zic că le-am făcut aproape în 90 de metri, cam pe acolo am pescuit, înțelegi? Eu merg de principiul ăsta. Ba zic că eu degeaba mă duc să mă lipesc de mal pe partea elaltă, să dau acolo, ciugulești, dar pește la un moment dat o să streacă pe sufirii, lăsând... Știu eu, dacă pescuiesc la 90, la 100 de metri și mai am vreo 50 de metri sau poate mai mult până în partea altă, peștii mei o să-mi vină de acolo, din față, și colaborez foarte bine cu ei. Dar în momentul în care m-am lipit, a funcționat câteodată, știu eu, când dai numai cu boilers, când urmărești numai niște pești mari, dacă e chestia de cantitate, mi-a funcționat foarte bine pescuitul ăsta aproape. Da. Ce părere ai, Nemate, de pescuitul aproape și pescuitul la distanță? Mate, nu prea e de acord cu pescuitul ăsta aproape. În anumite momente se pretează într-un fel să pescuiești și în altele în alt fel. Spre exemplu, primăvara, să luăm Perișul, acolo bate soarele în malul de vis-a-vis, încălzește zona aia cu apă mică. E o zonă liniștită, nu e călcată de oameni, peștii de regulă stau acolo. Și îi prinzi, pentru că îi vin să se încălzească la soare. Nu poți să dai atunci pe 3 sferturi la baltă, unde apa mai adâncă, mai rece cu un grad 2 și să sper să îi ții îndrepănadă, să-i prinzi acolo. Și trebuie ținut cont de moment, că nu e doar locul, e momentul. Într-un moment îi găsești pe pește acolo, poți să îi găsești pe fund tare, în alt moment pe fund mulos și așa mai departe. Deci asta ține de context și pe aceeași baltă. Și asta va să intervină schimbări și de la două zile la o zi la alta, știi? Eu nu sunt de acord, Mate. Ba zic că dacă mergi după schimbări și tot o schimb toată ziua, uite, fii atent, hai să o luăm așa. La ultimul concurs care l-am avut noi pe Periș. Eu am fost pe standul 4, am câștigat concursul, l-am luat 500 ceva de kilograme. Tu cred că ai fost pe standul 13-14. Mă sunai pe mine spre dimineață. Ți-a intrat pe nadă? Băi, Mate, mi-a intrat pe nadă. Băi, mie nu mi-a intrat pe nadă. Unde pescuiești? Ai pescuit sus tu, da? Așa mi-ai spus tu mie. Că dădeai mai sus sau dădeai și mai aproape? Dădeai și mai aproape, nu știu. Dar din momentul în care eu mă sucesc, fac un pat pe 90, mai fac un pat dincolo, și eu sunt adeptul de multe ori să fac două paturi. Dar dacă te-ai dus și în față, mai ales că atunci a fost și cam frig în nopțile alea și a mers destul de anemic, am mâncat peștele, trăgea foarte fin. Am reușit la un moment dat să, da, probabil că o să povesti mai încolo, să prind și ten. Am luat 20 de teni atunci. Dar eu zic că omul trebuie să plece din start cu o gândire. Eu dacă am plecat la un concurs cu o strategie, eu mă țiu de aia, eu nu prea mă sucesc în general. Fiindcă am încredere pe nadă, am încredere pe... Bine, acum când chestia se urmărește, cum se fac la noi multe concursuri de astea cu 10, 15, cu nu știu ce, mai schimb ceva, dar noi, dacă noi ce vorbim acum, vorbim de un concurs, măcar cantitate-calitate, dar dacă nu numai cantitate. Corect, da, pentru că astea da. Sunt acum. Eu, de exemplu, când am plecat pe cantitate-calitate, eu nu o să urmăresc niciodată pește mari. Eu urmăresc cantitatea și din toată cantitatea mare mi-aleg și eu 10 pești sau 5 pești câte acolo. Că e imposibil să nu-ți intri când tot nădești mereu. Așa am pățit de fiecare dată și mi-a intrat și pești mari. Uite și acum când am fost ultima dată în noiembrie, cred că am avut vreo 3 sau 4 peste 20 de kilograme, știi, am avut. Deci eu cred că nu am fost prea bine înțeles. Eu vreau să spun că sunt momente
fie date de calendar, fie date de vremea din momentul acela de disputare a concursului, când degeaba încerci tu, cu toată lada ta de calitate, să adun peștii acolo unde ei nu vor să vină, datorită contextului. Și asta s-a dovedit, fratele meu, chiar când ai fost tu la Periș, poștandu 7. Da. Ai dat tot în 90 de metri, tot cu grambelul tău de calitate. Da. Și nu au venit peștii, oricât ai străduit. N-am dat cu grambel, că nu era voie, mă. Cu goliatul. Nu goliatul, cu perișoarele, cum ne zic. Nu au venit peștii, nu pentru că nu erau bune perișoarele tale, pentru că nu erau ei dispuși să vină pe zona aia, erau departe. Da, Mate, dar nici la tine n-a fost dispus să vină. Și tu erau doi ciortăreni. Da, dar eu nu zic că tu nu ai pescuit bine, dar tu, conform strategiei alese de tine, n-ai putut să te duci acolo după ei, nelansând lung, că nu era ei, și pe nadă nu intrau. Deci astea sunt niște momente când degeaba vrei tu să-ți vină peștii pe nada dată de tine undeva anume, dacă nu vor și peștii să vină pe zona aia în momentele alea. Aici trebuie. Deci tu ai precizat foarte bine că noi nu trebuie să plecăm la voia întâmplării, vă duc și eu la concurs și văd acolo ce și cum. Nu, de acasă trebuie să pui o strategie la punct, să știi cu ce scule, cu ce nadă pleci și cu ce intenții, la ce pește adresezi și așa mai departe. Și tu ai dovedit, pe urmă, că peșteanul 3, așa, în aceeași distanță, cu același stil, ai făcut recordul recordurilor. De ce? Da. Pentru că a funcționat. Uite că ne-a băgat prin ambele situații. Vă zic că eu o iau pe per total. Vă zic că eu am fost la Periș din 3, am făcut 5 concursuri, iar din 5 am câștigat 3. Da. Și am pierdut 2. Super. Încă nu s-a născut ăla care să câștige toate. Sigur. Și Hagi mai rata câte 11 metri. Da. Eu știu de ce am pierdut concursul ăla, înțelegi? Așa, am dus, știi, că a fost și el a filmat acolo. Eu n-ai cum să mă bagi în echipă, vă vine. La un moment dat mă gândeam, zis să-l iau pe el să lanseze, că e lansator bun. Dar mă gândeam, băi, zic, ce o să zică lumea pe acolo? Uite, băi, și tatarițul, când de la necaz apelează și nu știu ce, știi? Iar concursul ăla care l-am mai pierdut, l-am pierdut la limită de tot, că puteam să am 4 să câștig. Ăla a fost o chestie, așa a fost cum a fost treaba. Însă eu am avut niște concursuri anul trecut la Periș, zic eu, cu niște rezultate foarte bune. Super rezultate. Cred eu că 2 tone și 100, nu că nu doresc eu să prindă, să prindă 3 tone. Dar aș vrea și eu, cât o-i mai trăi, să-l văd pe ăla care prinde 2 tone și ceva. Am avut 40 de extra, aia înseamnă 15 pești, 40 de extra, adică acrape peste 15 kg, care e un rezultat bun. Mi-era milă la un moment dat de arbitrii aia că îi chemam săraci, doar plecane, n-ajungea până acolo și iar îi chemam înapoi. A funcționat. Dar eu aș vrea să spun așa câte ceva, dacă se poate sau ai alte întrebări. O secundă, tati, dar vreau să menționez câteva mesaje din chat, să vadă urmăritorii noștri că suntem atenți și la ceea ce voi ne scrieți nouă, dar îmi este foarte greu să iau toate comentariile voastre. Și în același timp sunt și eu captat de poveștile celor două legende ale noastre, la fel cum probabil sunteți și voi. Iau unul dintre mesaje al lui Marius Barbu. Felicitări, Andu, pentru invitați pe care îi ai în această seară. Felicitări, Mati și Tataniciu. Pentru ascultătorii care vor să obțină performanțe în pescuit, luați aminte la ce spun oamenii aceștia. Și mai am de la un puști de 16 ani, anul acesta vreau să mă apuc de pescuit competițional. Este o decizie bună? Foarte bună. Corect. În rest, vreau să vă salut pe toți cei care sunteți alături de noi și să insistați în momentul în care vreți să primiți răspunsul la una din întrebările voastre, pentru că eu sunt atent la chat, dar când prin momentul revin către voi. Te rog, tati, și nu înainte să spunem că la acea competiție de la Hermes Periș, unde ai capturat 2 tone 100 de kilograme alături de Popa și de Irinel,
Ați avut și a mai fost 40 de extracântare. Și un băiat Andrei, da. 40 de extracântare de 15 kg plus, da, da. 21 de kilograme, 58 media din 10 pești, iar 9 pești peste 20 de kilograme. Da. Record absolut. Record absolut, da, pe, da, pe Hermes Periș la Cupa Titans, da, da, Cup organizată de Alexis Strate. Da. Eu aș vrea să spun, dacă cred că sunt mulți interesați, cam ce strategie am folosit eu la cele trei concursuri care am avut, dacă și la altul, la 1, am avut 900 de kilograme de ten. La un moment dat... Despre cel cu tenul vreau să vorbim, da, după mai încolo, prima pauză publicitară. Vreau să ne raportăm la cel de cap. Da, da. Să vorbesc la ăsta. Da, să vorbim de ăsta cu extracântare, cu recordul. Ce s-a întâmplat? Acum tu știi, dacă ai fost și tu acolo, ai făcut și tu un record pe standul 1, ai luat vreo 700 și de kg, 800 cât ai luat. Da, record pentru standul 1. Tu știi că pe noi ne-a ajutat, acum trebuie să fim sinceri și noi, pe noi ne-a ajutat foarte mult și vântul. Vântul a bătut despre capăt, spre noi, aproape cred eu că am tot concursul, știi? Eu am profitat foarte mult de chestia asta, am găsit pești acolo, am observat că cei din stânga mea, cred că erau cei de la VLC, din prima s-au dus lung, pe spre partea elaltă, iar în dreapta l-aveam pe Dinescu, care și ăla a plecat pe la tufele alea pe acolo, pe partea elaltă. Atunci eu cu Irinel ne-am făcut strategia noastră și am zis, băi, dacă băieții ăștia pescuiesc așa, pentru noi să fie foarte bine, să pescuim aici în 90 de metri. Fără să sondăm, fără nimic. Ce se întâmplă? Noi avem o strategie a noastră care eu am mai spus-o. Poate că sunt băieți care se uită la tine și nu... De exemplu, noi pescuim într-un stil care poate sunt puțin care pescuiesc în stilul ăla. Dacă, uite, să dăm exemplu așa, să zic că aici e o baliză, aici e o baliză. Noi facem așa 3 metri, băgăm cele patru bețe. Noi facem... patru, zis, patru de nadă, micuți așa, dar întotdeauna în spatele, adică sunt întotdeauna să-ți fie în față momeala și cârligul. Uh-huh. Am plecat așa pe stilul ăsta cu nădit, lupta a fost destul de grea, n-a însemnat că noi stăm foarte bine, la un moment dat m-am luptat cu, nu știu cu cine, nu mai îmi vine așa în minte, dar cineva după șandu, 6-7 și mai erau acolo și alții, era foarte greu ca să ne încadrăm la calitate, cantitate luase noi destul de mare, dar concursul era cantitate-calitate și până la urmă ne-a ieșit și chestia asta. Însă și atunci m-am maxat puțin spre ten, însă o să povestesc eu chestia aia, zici tu mai încolo, da, 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 tenul. Însă miercuri seara am riscat și am nădit destul de mult. Și cred că nu ne-au tras peștii până la ora 11-12, ziceam băiatului, băi, Irinel, ar fi posibil că am greșit. Dar n-am greșit. Ne-a intrat peștii și ca niciodată ne-a mers și ziua. Până atunci nu ne mersese așa ziua și a funcționat. Vreau să spun că acolo am pescuit un pic aparte de cum pescuiesc eu. Eu, cum știi, toți pescare pescuiesc cu momitor, cu forfacul scurt de... 8 cm, cel mult 10, însă aici am pescuit cu forfacul mai lung decât atât, din cauza că la momitor, probabil că ai observat și tu că ai mai venit și tu pe acolo, noi dădeam și cu momitor și cu săculeț. Și ne-a funcționat chestia asta, știi? Însă a contat foarte mult ce am băgat în momitor și în săculeț, o chestie care o să o povestesc eu mai încolo, când o să vină problema cu tenul. Da, pentru că aia vreau să spun, dacă ești de acord să discutăm și despre ceea ce da, e la săculeț. Pentru că eu am observat-o și n-aveam cum să trec așa neobservând. Da. Știi bine că am venit în stand la tine și am și luat. Da. Îmi spun aici... Viața de cărăbuș, Matei. Am încurcat-o, mă, cu pescare. Ne spune unul dintre urmăritorii noștri că Andrei Vlădeanu a spus că laptele de porumb era inventat de străini înaintea lui tata Nițu. Băi, eu nu mă contrazic cu Andrei. Eu știu un singur lucru, că cei de la SBS, când era firma în Anglia, care, așa, ei au cumpărat produsul de la mine, mereu au venit, și când a cumpărat cei din Ungaria, Zoli și cei care sunt acolo,
poate să confirme și băieții care au venit, ai văzut că am mai avut discuții azi acolo, da. Au venit și luat de la mine cu butoaiele. Iar cine a spus chestia asta? Andrei Vlădeanu? Andrei Vlădeanu, acum? Da. Nu acum, într-o altă emisiune la mine. Da, și poate să confirme și Andrei, că a cumpărat și el de la mine, dacă am ajuns până acolo. Și cam asta e treaba, ce să vă... Acum, eu care vând un produs, pe ăla cunoaște cel mai bine produsul, nu? Însă referitor la asta, ce spui tu cu... Ce spune... Că, poate o fi mai gândit-o careva cu... Eu până 85 mi-a venit mie ideile astea. De fapt, la mine, în general, nu numai boilesurile sunt solubile, la mine, în general, năzile mele sunt solubile. Chiar grambelul ăsta și păsatul și toate năzele astea care le am eu, la mine sunt năz solubile. Eu am ce am cu... Băi, acum să o luăm așa, mă, de ce mănâncă, ca cum aveți, înainte, nu, poate că în urmă, nu știu de când a apărut la noi cu alunile tigrate, dar probabil că cel mult de vreo 10 ani, eu nu mai amintesc așa mult. Mă, dar de ce mănâncă crape ăștia atâta, le place alunile tigrate, acum n-are rost să îi ducem în eroare pe pescare. Ba zic că aluna tigrată e dulce. Uite, chiar azi eram pe la depozit cu cineva și a zis să-i dau și lui un pumn de alune ca să cultive el acasă. I-a zis, bă, zic, eu nu cred că iese astea la noi, nu știu. Și a luat una și a fărămat-o în gură și a zis, băi, tate, ce mă tale ai mâncat vădată de asta? Da, mă, știu. Dom'le, ce dulce are, dar e un dulce specific. Vezi că și la crapese sau în general la amuri. Dom'le, de ce îi place la amur mănânc stuful și rădăcindu-se de stuf la margine? Nu știu dacă ai luat vădată să zic. Băi, are o dulceață așa, un pic amărui, așa, știi, uh-huh, înțelegi? Uh-huh. Și aluna asta are un dulce, are sevă, dulce specific. Da. Porumbu are o dulceață a lui. Sfecla de zahăr, da, să o aducem la melasă, are o dulceață a ei. Adică fiecare are cu totuși un pH aproape, o betaină cu totul altceva. Eu merg mult pe betaină de asta naturală, care eu cred că betaină naturală mai multă ca melasa nu o să aibă, dacă e ideea deasupra ca smântână, are 50-60% are betaină. Acum le mai dau de gândit la producători ăștia. Din păcate nu mai avem, a distrus toate. Uite, eu mai luam de la Bond înainte, nu mai e fabrică acolo, n-ai de unde să mai iei nici melasă, n-ai de unde să mai iei nimic, adică sunt multe chestii, da. Bine, acum sunt multe chestii de discutat în privința asta cu... Imediat, că eu am două chaturi concomitente, sunt atent și la povești și la... Dar ne aude oamenii, stă da, bine da, așa. Da, 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 e bine. Iau una din întrebările lui Manu Savu, de fapt are și o menționare și o întrebare în același timp. Dacă la unele concursuri se limitează cantitatea de nadă, o să vedeți că apar alți câștigători în concursuri. Ce părere aveți despre treaba asta? E un mare adevăr, nu că neapărat apar alții, Manu Savu, dar se dă cumva șansă și acelora care nu își permit să arunce atâția bani în baltă la un concurs, că dacă stai să faci niște calcule, cât costă taxa plus nada în sine dată, ai să constați că chiar dacă e, să zicem, pe locul 2 pe podium, premiul ăla nu acoperă consumurile tale. Și atunci te poți alege decât cu o cupă și cu sentimentul că, da, ai performat. Ai participat. Problema e că ar trebui neapărat, din punctul meu de vedere, ca să se revitalizeze concursurile acestea pe cantitate, să se limiteze cantitatea de nadă admisă. Bă, nu poți tu, care ești, pe exemplu, cum sunt eu, un simplu muritor, să-ți permiți să nădești vagonabil. Uite, vă dau un exemplu. Eu m-am contaminat mai recent acum și de pescuitul ăsta la feeder. Și am... Devii la prima dragoste, cumva. Nu, că prima dragoste e stațională. Am deja 3 concursuri până acum, unul anul trecut și 2 anul acesta la feeder, de fapt. Da. Și duminică voi merge la al 4-lea. Metod feeder cu papanele, fără nadă vie, trebuie să fac precizarea asta. Am urmărit și eu pe YouTube niște filmulețe pentru că am cunoaștere și priceput. Știu să fiu și eficient funcțional. Doar am de învățat în continuare mult. Sunt un
junior pe lângă, pe lângă marii pescari ai țării de feeder. Și m-am uitat pe YouTube la filmulețe și ce credeți? Văd pe Florio Ciprian. A fost, pe exemplu, anul trecut la Cupa Rezistenței la Tatalnițu, unde a fost acceptat în cadrul acelui concurs să pescuiască cu feederul. Acum 2 ani, e prea prima. Sau acum 2 ani. E, a căzut pe ștandul 11. A făcut sondarea așa cum el lansează la 140-150 de metri. Da, da, da. A făcut sondarea și a găsit o structură la 70 și ceva de metri. Și s-a hotărât să pescuiască acolo, cu un feeder pe care a pus momitor, nume tot feeder. Din declarație lui, și eu știu că este un om foarte serios, a dus 70 și ceva de chile de nadă în timp de 48 de ore. Imaginați-vă la ce costuri s-a ridicat acea nadă. Deci nu mai vorbim doar de... Pe 70 de chile, Matei, e puțin, mă. Păi da. O oală de aia mare de la Trabuco, eu când o oală, dacă o cântăresc, are 50 de chile. Știu. Eu zburam două de alea într-o oră, le terminam. Mare, mare lucru. De-aia spun, sunt niște costuri fantastic de mari, pe care cei care produc nu le simt, pentru că ei au scopul de a-și promova nada și nu neapărat de a se bucura de premiul ăla în bani. Nu. E, un muritor de rând e anihilat instant în situația asta. Da. Dar ce dacă e mic copil. Da. Așa că trebuie limitat. Da, eu, da, un mare producător nu o să fie niciodată de acord cu limitatul ăsta. E foarte greu ca să faci chestia asta, să controlezi toată lumea, să-i cauți pe toți prin mașini, nu știu cât îți decorex fiecare. Sunt multe probleme, însă ce se întâmplă și cu nada asta? Eu îți povestesc, noi am mai avut niște discuții, chiar atunci când am prins eu TNA mulți, ne-ai chemat-o acolo, da, cu băieții ăștia de la Tiger, care începuse unii să zică, păi stai, domnule, că ăștia au băgat 200-300 de kilograme, nu știu, ți-am amintit și ceva, da, din, da, discuții, da, cum, da, era. Și apoi i-am mai scos eu din necaz așa. Păi ce se întâmplă? De exemplu, dacă luăm așa o pungă de 5 kg de păsat de al meu, care e cunoscută de foarte mult, dacă l-ai fiert așa ca lumea și l-ai făcut, mie mi-a ieșit, înțelegi? Nu l-am cântărit, mi-au ieșit două oale. Păi are în jur de 13-14 kg. Da. Da. Ba zic, noi nu luăm nada uscată. Uscată. Adică nu luăm nada preparată udată. O luăm pe aia uscată. Eu spun, eu cu... Nu știu, Mate, tu cam câți crezi că nada ți-ar trebui să zic prafuri de astea la un concurs? Să zic, eu aș putea să fac un concurs undeva până în 100 de kilograme de prafuri. Nu trebuie să... De prafuri uscate. Uscate. Prafuri uscate. Vreo 70 de chile. Dacă le mulțesc 3 ori 7, i-am peste 200 de kilograme de nadă umectată. Păi... Ăla mi-ajunge. Mi-amintesc când am fost eu la... Am participat și eu la două cupe ale rezistenței acolo, da, la Dori, da, Pescu, da, organizate de tine. Da. La primul am căzut undeva pe cum ar B7 și am fost cu ei în sector. El era pe B11 sau erai 12. Erai pe partea cu Oltul primul? Nu, nu, dincolo, la căsuță. A, în partea elaltă, da. Și vreau să spun că mi-amintesc că am câștigat în fața lui Inel atunci locul 1 pe sector cu câteva kilograme. De ce? Pentru că el a dormit vreo 10 minute, 15 pe scăunel, când m-am interesat. S-a rezolvat, da, treaba. Eu nu mi-am permis să stau nici pe scăunel atunci. Da. Și am consumat atunci, că a venit vorba de cât consum eu. Păi mi-am amintesc că eu am cerut Benzar, că mă sponsoriza atunci el, eram în echipă cu el la Energofish, am consumat vreo 30 de kg de nadă uscată, și vreo 10 kg de bile, că noaptea n-aveai voie să dai cu gogoloiul și îți dădeam cu bile. E, la al doilea cupa rezistenței la care am fost, am consumat și mai mult. Am luat mămăligă de la Mitrănescu și am căzut pe A8, undeva pe Olt, acolo, pe intrarea pe dig, zona cu Oltul. Mi-amintesc că am prins aproape 600 de chile, am ieșit pe locul 3, dar ce e nostim? Că
după concurs, adormeam vorbind. Nici atunci nu mi-am permis să stau pe scaunel, că știam că dacă mă așez, da, sunt dus. Asta e consumuri mari, efort mare. Păi bine, eu îți vorbesc ca unul care, da, eu strec pe chestiile astea, că noi, pe mine, dacă mă las undeva să dau cu momitor, cum să nu dau cu momitor? Ce? E clar că cu momitor am plecat. Mișorezi apa. Noi punem pe momitor foarte mult. Și atunci când îți trage peștele, îți trage des. Păi și aș vrea să mai precizez ceva. Eu la 2 tone și 100 cât am prins, să știe lumea, eu n-am pescuit cu 4 bețe, am pescuit numai cu 3. Și tu la fel ai pescuit. Da, corect. Așa era cu la concurs. Da, eu îmi făceam o socoteală, 3 ori 7, 21. Am luat cam câte 700 de kilograme pe băț. Dacă pescuiam cu 4, eu nu zic că mai luam 700 de kg, dar probabil că mai luam pe 3-400. Corect. Înțelegi? Corect, da. Da. Da, nu pleca așa unul după altul, că peștii au fost frumoși, dacă te uiți pe tabelul ăla. Și aveam și zone, adică timp morți. Da. 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 Erau timpii morți care, da, în momentele alea nu trăgea practic la toată valta. Adică, da, nu era un timp mort pentru, da, doar pentru standul tău, să zici, da, că poate ești, da, supra-solicitat cu nadă sau, da, orice altceva. Era un timp mort pentru toată balta, iar în momentul în care tu dădeai startul, tati, bine, acolo tu dădeai startul deja cu extra cântar. Da. Adică la tine orice pește aproape era de extra cântar. Și mirea și cântarea pe toți. Bună idee, așa e. Și care? Ai dat extra și mi-i cântărea pe toți, nu mai, da, pierdeam, da, la ei, știi? Da, da. Însă, chestia asta cu pescuitul cu 3 bețe, cred că ideea lui John a fost, o idee foarte bună. Foarte bună. Nici presiune pe lac și pescare stă un piculeț mai lejer. S-a demonstrat să funcționeze, da, foarte, da, bine, cel puțin pe Hermes, da, Beriș, da, da. Da, așa este. Bun, urmează scurta pauză publicitară pe care cu toții cred că o așteptați, între ghilimele fiind spusă. Revenim în numai 2 minute de pauză publicitară cu toate detaliile și cu strategiile de nădire din 2 poziții, Tatanițu versus Mati, așa cum mi-a plăcut mie să spun. Am cheltuit pensia pe rechizitele nepoților. Nu îmi pare rău. Numai că mi-aș lua și eu o mulinetă nouă. Dacă aș putea să iau acum și să plătesc mai încolo. Acum se poate. Din TBI Bank ai 4 rate fără dobândă la cumpărături până într-o 1000 de lei și până la 60 de rate cu dobândă fixă la cumpărături de peste 1000 de lei. Exact ce-mi trebuia. Dă-mi o mulinetă. Sau nu, mai vine 2. Cafeaua cu aromă de crap este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari aprici sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care dorim să o dezvoltăm împreună. De 16 ani, pe piața de profil din România, Abara este printre primele companii care ambalau legume și fructe proaspete. Liniile moderne de ambalare și depozitul de 2500 de metri pătrați fac din această companie una dintre cele mai competitive pe piața de legume și fructe. Asigurând cele mai bune prețuri și cu distribuție rapidă pe întreg teritoriul țării, făcută cu o flotă de camioane proprie, compania Abara vine în casele voastre zilnic cu cele mai proaspete produse. Sloganul companiei Fructe de 5 stele a fost extins și la pescuit, acolo unde Abara Carp Team a ajuns de asemenea o echipă de 5 stele. Abara sprijină pescuitul românesc, profesioniști în comerțul cu fructe, campioni pe malul lacului. Abara, o echipă de 5 stele.
O emisiunea, să știți că a continuat pentru noi și în pauza publicitară, timp în care aici s-au încins puțin spiritele între cei doi invitați ai noștri. Și anume, am luat și noi chatul cât de cât l-a purificat așa și am dat de câteva mesaje, acelea cu fasolea, pe care v-ați amuzat și voi cu toții. Și tata Nițu l-a întrebat pe Mati dacă cumva a pescuit cu fasole, popolcești. Niciodată nici n-am auzit să se fi pescuit cu așa ceva. Cine Băi, eu consider că soia face parte din gama asta cu unde se încadrează și fasolea. Soia, boabe de soia. Da. Eu... Acum încep să mai spun și câte ceva secret. Eu am avut în mână azi niște saci de soia, așa, bine, fără mată, frumos, așa, care eu, mai... telefon, să... care eu mai... Dar ce se întâmplă? La soia trebuie să ai foarte mare grijă cât bagi. Amărăște nada. Înțelegi? Dar dacă știi ce cantitate să bagi, înțelegi? Eu spun că soia... Să duci pe undeva, bine, nu poți să o duci spre alunele tigrate, dar soia, cânipa, porumbul și alunele tigrate, mie nu prea îmi lipsește de nada. Vă zic că cânipa, soia, porumbul și alunele tigrate. Tati, totuși să nu uităm că în această seară noi ne-am luat cu discuțiile și am uitat să spunem că avem și 3 premii de oferit. În valoare de 1200 de ron, da, mă, minim, mai mult de atât, sunt la tata Nițu în magazin, timp în care la sfârșitul acestei ediții legendare vom pune 3 întrebări pentru voi cei care ne urmăriți și primul care va răspunde corect în chat la fiecare întrebare va câștiga câte un astfel de premiu. Însă să fie foarte atenți că întrebările să fie un pic mai grele. Corect. Că dacă și premiile sunt un pic mai grele, să fie și întrebări. Mi se pare absolut normal. Glumesc, mă, da? Am aici câteva... Am ce tinere eram noi odată, Mati. Da, am câteva întrebări aici de la... Am de la Culiță. Prietenul meu. Am de la Dan Mitrănescu, de la George Alexandru Forcarp și de la Emilian Paraschiv. Pescar de pescar, toți. Da. Una dintre primele menționări pe care vreau să le fac din partea lui Dan Mitrănescu, de fapt a doua, am mai pus una, ar fi așa, primul meu concurs alături de Mati, când m-a luat cu el, a fost pe Sărulești. Ce-și mai aduce aminte am făcut acolo? Păi cred că e vorba de momentul ăla când eram cu Cristian Rudeanu și am căzut undeva la baraj, vis-a-vis de baraj, era concurs de plantat. Eram cu el, cu Dan, cu Rudeanu și cu Nicu Rață, după câte mai amintesc eu. Erau voi 4 membri în echipaj. Știu că Dan a văzut peștii și fiind un pescar excepțional și l-a pescuit acesta stil plantat, se ducea și planta undeva în dig lateral de Stăvilar, exact, și am prins tare, mi-amintesc că am prins vreo spre 500 de chile, din păcate am ieșit pe locul 4, n-am intrat în premii, că se punctau crapii de la 5 kg în sus. Să vă dau un detaliu. Pe mai zi, mă, te să mai că mă opresc să mai continui. De ce? La biserica unde merg eu, avem un bun obicei de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Și acum suntem la capitolul Corinteni, unde Apostolul Pavel dă niște sfaturi ucenicilor săi. El le spune în 1 Corinteni 1 cu 10, vă sfătuiesc pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip
desăvârșit într-un gând și o simțire. E, nu pot să spun acum ceva rău despre arbitru acela care venea la noi în stand în momentele alea, că am constatat că făcea ceva rău. Și cumva sunt și eu vinovat, că am trecut cu vederea. Deci de ce să aduc dezbinare și să arunc un noroi acum? Înțelegeți? Deci mă opresc. Știu că am făcut o partidă bună. Ai avut o discuție cu chestiile astea, cu fără de fel de chestii făcute prin concursuri. Și că vedeam la tine odată ceva. Știu că Dan a făcut cu demascarea mafiei și pescuit. Știu că Dan a făcut cea mai grea muncă, dar și eu am avut atunci o inspirație fantastică, în sensul că am nădit, uite cum spune tata Niță, am nădit pe o zonă unde nu pescuiam. Vreo două zile la rând, pentru că concursul era de-asta de vreo 92 de ore, nu mai știu, lung. Și am nădit, de ce? Pentru că mă uitasem ce context atmosferic va veni și am știut, uitându-mă pe telefon, că va bate vântul dintr-o anumită direcție, continuu câteva zile la rând, și m-am dus și am lădit zona aia unde, după două zile de lădit, am pus o lanțetă, vântul a continuat să bată acolo și am început să prindem acolo pești tare de tot și mari. Am avut, v-am spus, o evoluție bună, dar doar locul 4. Să elucidăm și fraza cu fasolea. Salutare, Andu, felicitări pentru această întâlnire. Te rog să-i transmiți Lunea Mati salutări din partea omului negru, între ghilimele, cel care a făcut fasolea pe Polcești 5. Acum vin și eu de acasă, dacă a făcut-o pentru noi, da? Da. Bun, mulțumim. Tot o întrebare din partea lui Dan Mitrănescu pentru ambii invitați în această seară. Și am să vă rog pe rând, începem cu tata Nițu, la câte competiții directe v-ați clasat mai bine ca el? Ca cine? Ca Dan Mitrănescu. Vă zic că părerea mea este că pe Moara Vlăsiei, Mitrănescu cred că ne-a cam bătut pe toți, de departe, părerea mea. Eu pe Moara Vlăsiei am un 1 și un 2. Mitrănescu cred că are mai multe decât degetele de la o mână, nu știu exact, dar cel puțin știu că a câștigat multe concursuri. Bine, și el e un aruncător foarte bun, și însă, nu știu, în orice caz, cât, cel puțin mi-amintesc de un concurs mai tare care l-am avut pe el întreabă ce rezultă, da, care l-am avut noi pe Tâncăbești, ăla cu 25.000, da? Care eu am fost în echipă cu Titi Georgi, cu Orhei, cu Liță, Georgica Gâliță și încă un băiat care era cu Georgica, nu mai mi-amintesc. Ne-am luptat și noi am câștigat concursul ăla. Eu m-am luptat cu Mitrănescu acolo mult, el era la capăt, eu eram pe Vaj 2, el era... Și cum e acolo la capăt de tot, mai era un stand acolo bun, el a plecat tare de tot de la început, însă spre ultima noapte am folosit o strategie, fiindcă peștele treceau pe la mine, se ducea sus, am lădit extraordinar de mult în linie, am făcut o linie pe partea stângă și peștele n-au prea mai urcat sus și am câștigat noi atunci în fine, dar am câștigat multe concursuri și Mitrănescu, probabil că n-aș, nu eu l-o fi. Atunci am câștigat eu cel puțin de ăla, mi-amintesc, probabil că n-aș. Și când am luat locul 1 la Moară odată, e clar că l-am bătut dacă am ieșit pe 1. Dar în orice caz, el pe Moara Vlăsiei a avut multe rezultate bune. Eu am toată stima pentru băiatul ăsta, e un băiat liniștit la locul lui, respectos și numai cuvinte de laudă am pentru el. Nemati? Aceeași întrebare, categoric, mult mai galonat în premii și în clasamente la competițiile de craft față de mine. Dar vreau să spun că și eu am făcut echipă cu el de multe ori ca și parteneri, chiar și la pescuitul de lansat din mână,
Am câștigat cu el competiții și chiar acolo unde amintea tata Nițu la Moara Vlăsiei, am fost odată cu el în echipă și cu Nicu. Și ce să zic, și eu am cuvinte de apreciere pentru el și ca pescar și ca om, ca și caracter frumos. Super pescar, super om. Dan Mitrănescu. Da. Bun. Sabin Dorobanțu a oferit cadou un abonament la canalul Cârligul lui Gagiu, iar Lord Tupeu a primit acest cadou. Felicitări colegilor mei, felicitări membrilor ce își oferă cadouri între ei și pentru susținerea canalului meu de YouTube. Vă mulțumesc foarte mult și să știți cu toții că puteți în orice moment să accesați abonamentul de Crap, cel pe care o să-l promovăm cel mai mult de acum încolo, pentru că investiți 100 de lei pe lună și primiți 1600 de lei înapoi în fiecare lună din partea partenerilor mei, și anume Claumar Pescar, Marele Pescar, Fishing Mall și Senzor Planet. Câștigurile se vor face prin extragere în fiecare lună a voucherelor în valoare de câte 100 de lei fiecare, adunate împreună 1600 de lei, primiți înapoi în fiecare lună. Practic plătești 100, primești 1600, dacă ești norocos. Ro Fishing Girl ne donează în această seară 15 ron. Vă mulțumesc frumos tuturor și să mergem mai departe. Printr-o poveste pe care ne roagă Emil Paraschiv să ne oferi Matitu, când pescuiei cu avertizorii pe mut și fără lanternă pe cap și vecinii dormeau pe ei. Pe asta am învățat-o la Moțonco. De ce spun asta? M-am dus cu Nae pentru prima oară acolo la concurs și am tras un ștand nu tocmai bun. Pe vremea aceea am fost invitat de către tata Nițu, care a căzut undeva pe ceuri, parcă, sau pe aur, pe... Atâta mi-a rămas în cap, da, că te-a lăsat ăsta singur. E, atunci era regulamentul de așa natură că aveai voie înainte de începerea concursului timp de 2 ore să intri cu barca și să nădești. Așa era atunci. Și Năică, care totdeauna a spus-o, a declarat-o suscitare că el vrea să fie condor, că nu prinde nimeni, nu contează, el vrea să prindă în orice împrejurare. Și m-a pus să intru, să pun balizele și să nădesc. Am nădit atunci ceva în stilul lui tata Nițu, așa, și când a început concursul, vântul bătea de la noi înspre malul celălalt. Timp de vreo 20 și ceva de ore n-am avut niciun pește, nici noi, nici colegii din stânga noastră, că erau două echipe de unguri în stânga mea. Și la un moment dat Nae a avut o discuție acasă, s-a enervat, a trântit lanseta, s-a urcat în mașină și a spus: Mati, pa! Și dus a fost. Dus a fost la București. M-a lăsat acolo. Și ce să zici? După perioada aia de vreo 20 și ceva de ore, s-a întors vântul. Și au început peștii să tragă. Și avea o trăsătură peștele, că prindeam salonte decât puțin swingerul. Se lăsa jos, un semnal slab și salontele erau deja agățate. Eu, ca să îi depășesc pe domnii din sânga mea, unguri, care se pusese rătare păsfărăit, am practicat acest pescuit nocturn fără lanternă și cât mai silențios. Dimineața, când s-au trezit ei și când au văzut că saceam de-a lungul malului, au început, bineînțeles, să se aprosoveze unul pe celălalt. Când a venit comisia de arbitri și au cântărit, am făcut atunci unul pe sector, singur, obosisem cărând peștii de la mincioc la saltaua de recepție să-i pun în sac și așa mai departe. Și am văzut că priește. Păi, tăi, de ce să fac eu zgomot și tărăboi și
ca să vadă, lase doar să vadă adversarii că se prinde pește. Cum zicea ăștia la moară, George, cu până că zicea de mine că am folosit ceva pe saltea, că nu... A, da, dar nu s-auzea cu un plovăr, cu o geacă, cu ceva, amortizor, da. Ceva de până la urmă concursul e o luptă, tată. Păi suntem prieteni până începe concursul și după. Și atenție! În timpul concursului e război. Era legal ceea ce făceai și conform... Pe aia e treaba, da. Conform regulamentului. Exact, da. Bine, chestia asta e bună, să nu prea știi vecine așa ce faci. Nu, mai ales noapte. Mai ales noaptea, știi. Și eu lucrez de multe ori finuț așa, știi, cu... Cum zicea băieții, știi, cu... Mai fără lanternă, lanterna am văzut că tu ai o lanternă care nu bate foarte tare. Poate doar așa un pic să vezi. Nu bate, dar să-l vezi pe băiat cum lucrează cu lanterna și aproape e stins. O aprinde câte un pic păca, nici nu știi. Iri? Da. Și te trezești dimineața că are saci acolo, că stă aia câte două ore la el. Mai aveam o întrebare din partea lui Manu Savu, pentru tine, tati. Știe Irinel, în momentul de față, toate secretele tatanițului? Pe le știe pe toate, afară de două produse care o să le scot anul ăsta. Că deocamdată nu le-a văzut cum le fac, dar a pescuit și el cu ele și probabil că o să le învețe și pe alea. Știe tot. Deci știe Irinel. Da, Irinel, da, știe tot. Nu e nimic ca secret să nu știe. Foarte frumos. Dar se pare că și el învață cât trăiești. Tu. Păi învață, ai văzut, la noi și eu MTT, ai văzut ăla, cât e de isteț, face montul, se laudă că a luat crab de 20 de kg, care poate altul pescuiește de 10-15 ani și n-a luat crab de 20 de kg și copilașul de 8. Eu zic să ne dai și nouă ceva din ele, mai ales celor care ascultă tatanițul. De ce îți spun asta? Uite, mate, ți-a mai dat. Da, recunosc. N-a gata făcut. Am învățat multe de la tine, recunosc asta, sigur că da. Am învățat unul de dar, la tine. Mai ales până în Sula Brăile. Cum să nu? Chiar îi spuneam, Ian, după drum, uite, am învățat pescuitul la Dunăre, cum se pescuiește, cum momitoare. Uite, haideți că tot aveam o rugăminte în chat de la unul dintre urmăritorii mei fideli, Gio Mircea, despre sălbatic, Dunăre, dacă doresc să ne spună ceva, cum pescuiesc. Băi, vreau să-ți spun, Mircea, crede-mă că povestea pe care o are Nea Mati și am să-l rog, o să-i aduc aminte exact despre care vreau să vorbească, mi-a povestit-o astăzi în mașină, dacă aveam camera pornită, era un material extraordinar. Dar tocmai pentru voi, o să-l rog acum să-și aduc aminte exact ce mi-a povestit mie cu acele două momitoare din Amonte, ce rol aveau ele în pescuitul pe Dunăre pentru celelalte patru lansete care erau în aval. Păi lucrul acesta l-am învățat tot de la tataniță. Eu veneam acolo, tot așa, având această informație de la el cum se pescuiește și foloseam momitoare făcute de el și de băieții lui de aici, de la Sfântul Gheorghe. Niște momitoare speciale, mai grele, mai mari și, de adevărat, pescuiam cu 6 lansete și sigur că pe primele două din Amonte făceam nada puțin mai spartă, dar nu spartă să vă imaginați că să se desfacă așa rapid, iar pe cele din aval, cele patru, mai colată. De ce? Pentru că pe primele din Amonte le schimbam mai des, tocmai ca să întrețin vadul și să prind cu alea de la aval. Și e logic. Acolo puneam mai mult arpacaj, mai mult pesme de biscuite pe care luam tot de la tatalițul, care cola mai bine nada. Și tot așa să le-am priceput și eu, cunoscând modul în care pescuia și prindea el. De ce să nu recunosc? Toți învățăm, dacă nu ne săduim să învățăm, rămânem cu egoismul nostru, cu eu nostru și rămânem... Da. Auzi, dar fii atent, dacă eu ajungeam înaintea lui Mate și pescuiam și venea Mate să aseza în coastele mele din jos, imediat aproape de mine, era foarte greu ca să-ți faci stilul ăsta care îl spune Mate. Sigur. Că ăla după tine la vale prindea pește, trebuia să lucrezi cu nada cât mai strânsă, cu toate bețele, că altfel îți pleca nada...
Eu câteodată venea câte unul, mai știu eu câte, cum era atunci pe timpul cu securității, venea câte unul cu mine și îl așezam după, mamă, și începea să prindă, să prindă, mamă, ce o să prind pește mai mult ca mata. Stai ușor el așa, zi, nu te grăbi. Și pe când începeam eu să strâng nada și pește de acolo, trebuia să plece după sursă de nadă, din altă parte, gata, știam să-l închid și să... Sunt multe chestii care... Dar era un pescuit frumos, era o crab sălbatic totuși. E și gustos ca pește. Bine, atunci nici noi nu aveam nicio regulă, ci prindeam, luam, da, acolo să bracona, să dădea cu... Na, era regula junglei, știi, nu era... Asta se practică și la lacuri, pentru că indiferent de lac, de baltă, există curenți. Dar nu ca pe Dunăre, curentul mare. Dar există curent și atunci trebuie să profiți de dâra creată de aromă, de particole și așa mai departe. Și dacă, spre exemplu, are cineva neșansă să cadă lângă tine și e la amonte de tine, după o perioadă de e dus. Știu. Că peștii se opresc la tine. Dacă e la aval, trebuie să fie isteț să zică în sinea lui, locul unui ocupat, să mă afișo pe acolo din pădărea de la tatălițu. Asta e adevărul. De ce să nu recunoaștem că pe lângă că ai grambelul ăla formidabil, dai și vagonabil. Și atunci, locurile sunt făcute. O să dăm foarte multe detalii despre Hermes Periș în această seară prin cei doi invitați ai noștri, pentru că ambii au o experiență, cel puțin în ultima perioadă a vieții de pescuit pe lacul Hermes Periș, lac care ne face pe noi din ce în ce mai mândri că există în pescuitul competițional. Însă până atunci, tocmai mai trag un pic de timp așa și să povestim despre pescuitul laten pe Hermes Periș și acolo unde tatanițul la fel a făcut ravagii cu vecinii, nu mai zic cu peștii, și vom discuta în detaliu în următoarele minute. Până atunci am să îl rog pe Neamati o întrebare din partea lui Emil Paraschiv. Care a fost cea mai mare brăilă la care ai participat înainte să apară competițiile oficiale? Păi de când am bătut palma cu Nae și m-am asociat cu el și ne-am făcut fras chiar de cruce, cum zicea el. De fapt, pescuiam acolo, la Tâncăbești, la așa zisele brăile organizate pe acel lac. Și, sincer să fiu, nu cred că asta trebuie să fie modul nostru de a participa la competiții, brăile. Nu. Trebuie să fie concursuri, să zicem, cu premii, rezultate din cota aparte, taxa de participare. Și dacă să fac și brăile suplimentare, cu atât mai bine. Că poate că dacă nu ai șansa la podiu, poate ai șansa la un pește mare și ai făcut o performanță. Deci cea mai mare brăilă? Păi zic, ce să fiu... Nu mi-amintesc, că nu prea am urmărit să neapărat să particip la brăile, dar pot să spun că și anul trecut, împreună cu George Tite, așa, la Periș chiar, au fost brăile de 200 pe zi, ceva de genul ăsta, numai că eram patru în echipă. Da. Și eu mai ușor de suportat. Anul trecut, eu mi-amintesc, dacă mi-amintesc bine, la concursul lui Strate, eu cred că la brăile noi am dat câte 900 de lei, nu știu câte, nu? Da, au fost premii destul de mari, pentru că... Știu că a fost și cu 5, și cu 3. Și cu 3 pești. Știu că eu am luat și pe aia cu 5, am luat și pe aia cu 3. Tati, ne-ai luat toți banii la toți. Nu mai știam cum era acolo, dar știu că erau... Nici numărul nu mai știu. Da, era mai multe premii, da, era... Da. Tot din partea lui Emil Paraschiv, pentru tine, tati. Trebuie cu plasticele. Mi-a furat secretul, Emil. Da. Cum ai reușit să faci sortarea în ultima perioadă de prinzi pești mai mari, având în vedere că pescuiești tot la plastice,
iar în trecut prindeai plătică cu zecile de kilograme pe care o și luai acasă, pentru că îți dădea voie parfene. Da, mă, așa este, are dreptate. Băi, ce se întâmplă la Tâncăbești? Era plătică multă și pescuiam foarte mult după ten. E pescuitul ăsta la ten, la amur, cum dădeam noi pe atunci, automat trebuie să-l cam faci cu săculeț. Sau cum ai ieșit acum cu beguri, probabil, da. Dar așa este, era plătică multă. Bine, de plătică asta nu scapi unde-i plătică multă, e ca hienele. La perișe nu prea sunt plătici, am mai luat câte o plătică, dar rar, carașe nu sunt chiar așa. Lacuri cu plătică multă la noi, pe țară, nu știu pe unde este. Însă la Tâncăbești era o problemă. La întrebarea care a pus-o el, am scăpat fiindcă n-am mai fost la lacuri cu plătică multă. Știi că dacă e plătică multă pe stilul meu, e durere cu plătica. De exemplu, la Moțon cu chiar e o problemă cu plătica. Da, prind 5 plătici, mai au un crap, prind 10 plătici, mai au 2 crapi, adică ai activitate până la urmă. Dacă crapii pune stăpânirii pe nadă sau mai ales amurii când vin, îți pleacă plătica de acolo. Din experiența mea am observat chestia asta. Și cum ai reușit, practic, să faci diferența între a prinde ciortan și crap mare? Tot pescuit cu plastice. Vă zic că niciodată n-a fost în... Mine nu-mi place cuvântul ăsta când au cu ciortane. Ce ai luat, mă? Că am luat un ciortan de 5 kg, am luat un ăsta. Pentru mine crapul e crap, domnule. Că e de un kil, că e de două, că e de 10, că e de 20. Eu la un concurs, să zic, cantitate-calitate, eu am plecat după cantitate, eu nu plec niciodată după pești mari. Pești mari vine de la sine. Chestia este ca eu să punctez mereu, știi, ăsta e unul din secretele mele, adică nu... Ai schimbat culoarea plasticului, ai schimbat mărimea, poziționarea plasticului pe firul de cărlig. Sincer să fiu, la noi plasticele este portocaliu și galbenul. Nu cred că poate să-mi zică careva că m-a găsit pescuind cu altceva. La popapuri tot cam la fel, unde nu mă lasă cu plasă, ce dau cu popapuri. Însă, eu nu știu, acum am văzut și eu păreri pro și contra, peștele la culori, le deosebește care e una, care e alta. Însă eu am observat că totuși culorile astea parcă îi cam place crapului. Puteam să pun și un plastic negru, dar nu se prea vede în apă. Nu? Sunt și plastice negre. Negre n-am văzut, plastice, dar pop-up știu. Ba da, eu am văzut, negru. Am văzut. Cu albe le-am mai dat noaptea. Eu am și albe, am mai folosit noaptea, să pare că îl vede mai bine, da? De multe ori când adun peștele și prins pe viteză, îți pleacă unul după altul, ce rost are să mai schimb ceva în strategie? Când vezi că îți trage mereu peștele, nu? Fiindcă eu cam pe principiul ăsta merg, să-l adun acolo și să trag, nene, să prind pește. Eu mă simt bine așa că... Acolo când vezi să colaborează cu tine, îi place nada. Eu totuși, cred că totuși, într-o parte, vorbim mai mult de concursuri noi. Da. Contează foarte mult nada care o dai în apă și strategia care ți-o faci. Adică trebuie să fii, întotdeauna să fii stăpân, să fii sigur pe tine, să nu-ți fie frică, aoleu, pe-am căzut lângă engleză în stânga, lângă franceză în dreapta, nu știu cine e ăla. Nu, domnule, pentru mine niciodată nu a fost. Eu mi-am făcut treaba mea și asta e treaba. Dacă m-a bătut, l-am felicitat. Dacă el m-a bătut, m-a felicitat sau a plecat acasă, nu mai contează. Da, asta e treaba, știi cum este. Dar eu zic să întotdeauna trebuie să ai încredere pe tine și să-ți faci treaba ta. Până la urmă, da, asta e cel mai important. Eu am foarte mare încredere, nu că vreau să le laud pe năzile mele. Sunt mulți care pescuiesc cu năzi de la mine. Dar eu am foarte mare încredere pe năzile mele cu care pescuiesc. Ne întreabă Manu Savu, noaptea ce culoare vede peștele mai bine? Bă, eu am dat-o cu culorile astea, adică n-am schimbat culorile. Nu știu, noi, la ce să-i spune o prostie omului, că mai mă întreabă și pe mine unul altul. Am auzit, unii zice că ar vedea albul mai bine. Am mai încercat și eu. Da, am luat și cu alb, am luat și cu galben, am luat și cu portocaliu. Nu știu, tu Mati ai... Mati, din punctul tău de vedere? Eu cred că nu atât de mult contează culoarea,
Pentru că sunt momente când e apa opacă, e tulbure sau noaptea e vizibilitatea mai scăzută. Mai mult cred că contează aroma, gustul și modul în care schimbă pH-ul apei. Că acolo identifică crapul că e o sursă de hrană. Și mai mult decât popapul în sine face momitorul sau ce ai nădit pe patul de ce nadă. Ce pui pe momitor? Că ei acolo vin. Și sunt atras și în primul rând de nada de pe momitor, de ce ai pus tu acolo semințe, grăunțe, etc. Și automat când vin acolo spre momitor, popapul e ca și bomboana de cireașa de pe tot. Și e aromat, e atractiv și asta e. Da. Eu am pescuit și eu noaptea am pescuit. Mate nu prea dă cu plastice. Îmi plăcea să pescuiesc foarte mult și pescuiam cu plastice, inclusiv la Dori Pesco. Și am pus atacă noaptea, prin mai puțin decât ziua. Și l-am întrebat pe neamțul acela care venea... Peter? Nu Peter, care venea și era prieten cu tine, îți aduce... Ah, Nihorenko sau Martin. Exact, da. Da. Și am zis, băi, tati, că el înțelege românește. Da. Pune-mi și mie, te rog, care explicație, uite că ziua prin tare și bine, cu plastice, noaptea nu. Că mi-a zis, păi, bă, Mati, nu mai da noaptea cu plastice. Dă cu pop-up-uri. Păi n-am pop-up-uri. Uite, îți dau eu. Uh-huh. Păi nu erau pop-up-uri pe vremea aia la noi. Și m-am convins că avea dreptate. De ce? Plasticul, cât ar fi el de aromat, dar în general e slab aromat. Plastic aromat? Sunt unele. Ce? Eu am pescuit cu alea în gură și cu căpșii. Dar n-ar ridica roșii două, trei ori, s-a dus după ea, s-a spalat tot, s-a terminat. În vreme ce pop-up-ul. Și am început să prind și noaptea bine. Vezi? Detalii, cunoaștere. Păi un pescar de competiție trebuie să zic așa cum formula foarte bine Fiat Lucian într-o filmare de-a lui. Trebuie să aibă unelte. Unelte, să aibă un camion de unelte de care să se folosească în timpul competițiilor. Ce înseamnă unelte? Să știe să se adapteze pescuitului care poate fi făcut în acel moment, pe acel loc. Cu ce să acționeze, cum, știi, și așa mai departe. Astea nu le poți să le ai dintr-o dată, ci în timp, practicând pescuitul de competiție. Poate luând informații de la prieteni, uite cum ar fi Nițu. Eu trebuie să mărturisesc sincer că unde n-am știut, l-am întrebat. Văd, spune-mi și mie, uite, nu deșifrez asta. Corect. Așa trebuie să facă, păi, ce ne ducem cu sec? Sunt unele lucruri pe care nu le vei spune, uite, nici măcar lui băiatului, lui Iri, nu i-a spus încă cele două substanțe. Dar măcar asta de bază, trebuie să le dai mai departe, că altfel nu există progres. Da, sunt multe chestii. De exemplu, la mine nu contează când pescuiesc cu momitor și pescuiesc cu plastic sau cu pop-up. La mine nu contează aroma la plastic sau la pop-up niciodată. Eu, la mine, pop-up-urile mele nu prea sunt aromate, fiindcă el vine la momitor. Da. Ai sursa lui de hrănire, mai tu că a venit acolo la alea din... Da. Eu am făcut probă la momitor, așa, că mai m-am jucat, bine, era și densitate de pește, pescuit cu cărligul gol, lângă momitor, prins crapțele în gol. Da, serios. Cum era odată la bombă, dădeam la bombă, băgam cărligele goale în bombă. Da, da. Deci, practic, peștele, crapul e atras de nada de pe momitor. Da. Exact. Da, da, exact, bun, da, de aia dai cu el scurt. De exemplu, eu folosesc pe tija cărligului, folosesc un varniș. La mine e un varniș de reglare care reglez cum să stea mai, în ce poziție să stea plasticul sau pop-up. Uh-huh.
Ei, eu vreau să spun că eu dacă îi pun numai plasticul ăla fără, adică am numai minunea ce e pe ăla, fără să am nimic la, la cârlig, eu demonstrez că prind pește. Bine, nu prind așa cum ar trebui, dar prind destul de bine. Odată am avut o discuție cu unul și a zis, uite măi, îți dau aron, dai jeep-ul, dacă prima mai mult nu prea era pescar bun așa, uite, eu pescuiesc cu cârligul gur, ai curaj să te bați cu mine. Eram pădurit pe sucă, era ciortăre de amici. Și n-a avut, a zis, băi, zice, eu ăsta vreau să avem mașina mea, domnule. Însă eu am făcut proba unei densitate mare, mai ales vorbesc de crăpușori ăștia mai mici. Crapă mare, e clar, știi, toată lumea e mai atentă, e altă treabă. Ce mai zici, frate? Mai avem aici, de la Culiță. Prietenul meu, salut, băi, Culiță, mă. Care este vârsta adevărată care se ascunde în spatele pescarilor din această seară, din platoul meu? Amândoi suntem spre 80 de ani. Păi tu spuneai când ne-am întâlnit astăzi că uite doi pescari care au împreună 150 de ani. Și eu am zis mai mult de atât. Dar n-avem mai mult de atât. Cam pe acolo, e? Bă, eu pot să-ți dau un detaliu. Nu pot să spun ce vârstă am, că dacă spun, aflați și ce vârstă are el. Așa, dar el e mai mic ca mine. E mai mic cu 8 luni exact. Da, 8 luni între noi. Da. Da. Acum, dacă el vrea să spună ce vârstă are, n-am nimic împotrivă. Da, suntem... Până în 150. Nu contează atât de mult ce scrie în buletin. Eu așa cred și sunt convins de asta. Ci vârsta biologică. Poate amintea el că noi suntem credincioși. Păi ăsta e un lucru deosebit de benefic și pentru viața asta pe pământ. Că datorită modului nostru de viață, de viețuire, am fost ordonați și am dus o viață sportivă. N-am făcut abuzuri și nu consumăm alcool. N-ați consumat niciodată? Eu am consumat și am fumat tare de tot până în anul 1990. După aceea n-am mai pus pic de alcool. Dar nu că m-am străduit să mă abțin și așa mai departe. Pur și simplu m-am rugat la Dumnezeu să mă ajute să nu mai simt plăcerea sau nevoia de a bea, de a fuma. Și s-a putut minunea asta. Viața mea a fost deosebit de benefică pentru organism. Eu văd super bine la vârsta mea și mă simt super bine. Păi dacă continuam să beau și să fumez cum o făceam atunci, nici nu mai stăteam acum la microfon în fața dumneavoastră. Cum a ajuns chestia asta cu 80 de ani? Știi că... Mult mai zice, tata Nițu are 80 de ani. A văzut pe cineva, zicea... Păi, ziua de naștere al tata Nițu are câți ani are? Băi, că anul trecut avea 80, cred că are 81. Ziua mea de naștere e 12 ianuarie. Băi, eu am pescuit cu foarte mulți băieți ăștia, tineri așa, la 30-35 de ani. Bă, și îi văd eu așa, am eu vorba mea, bă, tineretul ăsta se naște cam obosit așa mulți. Să știi că da. Mă, la ucă să vaită, ouăleu, păi nu mai pot, ouăleu, păi nu știu ce. Și eu îi zic, păi măi, omule, mă, păi tu, mă, la anii ăștia ai tăi te vazi, mă, dacă noi ajungem la 80 de ani ca mine, și toți zicându-le unul și toți zicându-le altul, unii i-a luat-o de bună. Băi, tata Nițu chiar are 80 de ani. Da, știi? Da. Tati, se dezbate un subiect numai foarte puțin interesant. Numai puțin, că vreau să spun ceva, că e foarte important. A avut o apreciere foarte corectă fiul ăla mic când mi-a spus într-o zi, bă, tati, știi ceva? Ce mai, tati? Ce, tu ești bătân tânăr. Băi, zic, bine că ai spus așa, că dacă spune invers. Așa că și Nițu e bătrân tânăr și eu la fel. Da. Ce contează ce scrie buletin? Corect, da. Corect. Se dezbate un subiect foarte interesant pe chat aici alături de urmăritorii noștri, precum pH-ul apei. Și unul dintre urmăritori spune așa, pH-ul apei nu cred că îl schimbă nici nada și nici momeala. La atâta luciu de apă sau hectare, nu se poate schimba pH-ul, părerea mea. Ce părerea mea este că nu se poate schimba cu nada? Dacă cu nada nu-l schimbi cu un pop-up, nici atât.
doar cu unul. Bine, eu probabil că, bă, eu n-am fost niciodată omul ca să mă iau pH-ul la apă și zicea unul, domnule, păi să-i trimezi lui nu știu cine, pe nu știu unde, un mare producător de nadă, să-i trimezi apă de la tine într-o sticuluță să vadă el cum, ce se pH teste, are și bă, niște da. Teste. Da. Eu nu prea cred în chestiile astea. Însă eu aș avea ceva în minte ca să schimb așa un pic acolo pe lângă momitor, adică să-i schimb, să o fac un pic pe apă când e fric tare, să o fac un pic mai călduț. Mm-hmm. Înțelegi? Cum ar fi unul când e frig, să zic că tu un paharul ăla ai palincă, eu n-am băut niciodată, dar ăștia am văzut că mai trage câte o gură, două, așa, când sunt pe baltă, că zice că îl încălzește, da. Ar fi ceva, o aromă, care eu o cunosc și o mai folosesc câte un pic așa, însă e o sabie cu două tăișuri. Am mai spus, eu cred. Cred că ai spus în emisiunea trecută. Da. Dacă ai greșit o oleacă, ai pus un pic mai mult, ți-ai fugărit peștele de acolo. Iar dacă pescuiești pe apă curgătoare și pe bățul de jos, se așează mate lângă mine pe Dunăre și am băgat un pic mai mult, pe distanță de 2 km nu e viața acolo. Peștele locolește, da. Uleiul de usturoi? Nu e uleiul de usturoi. Ne spune cineva. Nu e uleiul de usturoi, dar am să spun până la urmă că nu e mare secret. Care vrea să cerce poate să greșească. E vorba de uleiul de mentă. E un ulei extraordinar de puternic. Nu știu dacă ai avut vădată în mână. Ulei de mentă? Dar vorbesc cu ulei. Dacă aproape ți se duce pielea după degete pentru o picătură. Wow. Să bagă extraordinar de puțin la... Eu le-am mai dat la băieți care s-au dus pe la lacuri din astea unde e rac foarte mult și cam fuge racul de el. Însă, ți-am zis, e o problemă foarte mare dacă ai greșit un pic, trebuie să o mestești foarte bine pe nadă, să o faci frumos așa, că dacă altfel dai de belea, îți fuge pește de acolo. Totul... Alexander Marius, dar nu, până la Alexander Marius, Albert M. avea. Asta cu pH-ul apei e o mare prostie. Eu îmi fac nada acasă cu apă de la robinet și prind fără probleme. Așa este. Și mai avea o menționare, Alexander Marius, totul ține de oxigenarea apei. Dacă apa nu este oxigenată suficient, scade pH-ul. A, e clar. Peștii devin mai domoli dacă pH-ul este ridicat. Peștii sunt mai activi. Băi, peștii... cu oxigenatul și cu asta. Vântul are un rol foarte important în chestia asta, care vântul, ai văzut că și noi de multe ori, când nu bate vântul deloc ziua, când este călduri din alea, nu prea prins peștii. Peștii se ridică sus după oxigen. În momentul în care a bătut vântul, peștele mai coboară. Însă și pentru chestiile astea, dacă m-ai întrebat pe mine mai încolo, sau când crezi că e momentul cu coborâtul peștilor și cu astea, o să-ți povestesc câte ceva, așa, la ce mă pricepe și care am făcut experiență și mi-a dat de rezultat, știi? Te rog. Acum? Da. Păi hai să o luăm așa, hai să zicem de la, dacă tot am vorbit despre Periș, da, putem să mai vorbim și despre Diosic. La Periș, când eu am luat 900 de kilograme de ten pe standul 12, acolo de-i făcut pescarii să viseze. Da. Ial, tati, ial. Vă zic că la concursul ăla, dacă eu mi-amintesc bine, n-a prea bătut vântul. Aproape deloc. Era cald, era pe la începutul lui iunie și peștele cel puțin era inactiv aproape ziua. La mine a tras și ziua, a tras și noaptea. Ce s-a întâmplat? M-am axat, mai pescuisem pe standul ăla. E un ștand cu terenul cu fundul foarte argilos, tare, n-are mâl deloc. Și de pe standul 12, de fapt toate ștandurile alea, 11, 12, 13, acolo sunt cam în linii, cam la fel. Am pescuit tot așa, cred că atunci am pescuit chiar în 80 de metri. M-a sunat Ionuț, Johnny, cum îi zic, băieții de la Pere și uite, măi, tate, nu vrei să vii și mata la concursul ăsta, că uite, suntem 19, să fim 20. Așa mi-amintesc că, uite, rămâne tot premiile alea și nu știu ce. Păi, băi, zic, care-i regula? Mă lași cu momitor? Nu te las cu momitor.
Păi cu ce mă lași? Mă lași cu săculeț? Păi te las cu săculeț, e voie cu săculeț. Contează săculețul cât să fie de mare? L-am întrebat eu. Păi zic că nu contează, doar noi face cât capul motanului. Păi da, nu, dar zic măcar așa de vreo 5 cm. Păi zic că e bine atunci, știi? Nu mai știu exact cum a fost. Cred că aveam voie și cu nădirea grea, așa, câteva ore pe zi. Nu știu, ai fost și tu atunci, nu știu cum era. Da. În fine, nu mai amintesc exact cum era. Era nădire grea o perioadă determinată, da, dar da, ziua exact, da, nu știu scurtă. Cât acolo, cât ăla. Da. Noi ne pregăteam niște de alea pe capa ca să dăm atunci repede, în fine. Însă am observat că ziua ne plecau, adică peștele, am observat că ziua n-a prea funcționat. Și atunci am gândit la o strategie a mea. Vă zic că e o nadă care eu o s-o scot, poate în premieră e la, e spus la tine acum. Eu vreau să scot anul ăsta o nadă de zigric. O nadă care am folosit-o mai de multe ori. Eu niciodată nu scot o nadă așa la întâmplare. Gata, mi-a venit mie ideea să fac și eu o nadă. De exemplu, eu anul trecut la Cupa Europeană de la Moțonco, acolo este A5, un loc care îl spune la băieții noștri, la toți, că acolo iei odată, dacă vrei îl refuzi. I-am zis, băi, când l-ai luat pe A5, din start nici să nu te mai uiți mult la el, să-l arunci repede de mână. Ei, eu am tras A1, care ar fi fost mult mai bun decât ăsta, și am riscat și am tras a doua oară, eu cu mânuța mea, și l-am tras pe A5. M-am dus pe A5. Acolo e apa cea mai adâncă, e un mâlos, fundul, ține foarte mult somn, sturion și în fine. Vă zic că toți pește care i-am luat, n-am luat niciun pește jos, i-am luat numai la zigric cu forfac de 4 metri. Și așa m-am salvat. Referitor aici la Periș, vă zic că nada asta e bună. În nada mea zic Grand Bel păsat, cum eu fac eu pe nadă, bag puțină nadă de zigric, care ia cum se desface din bulgăr sau din momitor, începe ca să lucreze, să plece în sus, dar nu s-o duce așa, gata să o că la suprafață pleacă, ușurel, din momentul cum se moaie, începe să mai coboare, iar urcă face, începe să joace. E, în felul ăsta, eu pe ștandul 12, dacă se uită și prietenul nostru, cum îl cheamă? Cătălin Borcan. El a fost acolo lângă mine, sau băieții care mai erau din Câmpina, care e așa. Vă zic că la un moment dat la mine era o pată acolo în față, cum e telefonul ăsta negru, așa. Acolo erau pești. Eu am adunat acolo și crap și amur, dar amurii i-am adunat acolo că să prins 900 de kilograme de amur pe Periș și eu zic că e un... E un record acolo. Păi a fost fiindcă, un record, da. Fiindcă și băieții aia care cântăreau, cum îi cheamă, Georgică și cu Bebe, ziceau, oi, tate, unde atâția amuri? Și ce amuri? Vă zic că din cei 10 crapi, aproape i-am avut, la calitate vorbesc, erau amuri. În senada asta am testat-o mult pe Diosig. E un lac, cred că e cel mai bun lac de la noi, cel mai bun. E aproape singurul lac de la noi din țară unde se pescuiește la zigric, un lac frumos. Anul trecut nu ne-a lăsat domnul Romar, care e patronul lacului, n-a mai lăsat la concursul, însă de anul ăsta e voie acolo. Chiar aveam o discuție cu el, pe domnule, dar de ce n-a venit și cei din lotul național, fetele, băieții, i-a lăsat cu inimă bună să antreneze la el. Și nu l-a solicitat nimeni și vă zic că e un om extraordinar de cum să cade. Eu acolo am testat foarte mult nada asta. Eu am mai prins la zigric și pe alte lacuri, nu numai la lacurile astea. Prins pe orice lac. Dar nu e musai, domnule, gata să folosești cum omeala. Dacă tu reușești cu nada de zigric ca să cobori pește, la 20, la 30, la 50, chiar lângă momitor sau lângă bulgări acolo, asta contează extraordinar de mult. Vă zic că eu o să scot nada asta și mai vreau să scot o nadă pentru săculeț și pentru beguri. O nadă foarte, foarte grea și foarte de calitate, care am testat-o de mai multe ori. Cu astea două năzi o să vii în premiere la noi, care o să convingă pescare că sunt bune. Eu sunt prezent. Să facem prezentarea. Iar la concursul ăla de acolo, care... Nu l-am câștigat.
Am avut, cât am avut, 1100 sau 1200. În ultimul minut, vecinii tăi au luat un crap și așa, și m-au luat pe mine la calitate. Da, un crap în, da, la fluierul final de și, 20, da, și ceva de și am fost la 3 puncte, însă s-a luat în considerație calitatea, nu cantitatea, cu toate, dar că aveam cantitate foarte mare. Spune-mi, tati, exact, a existat un secret pe care l-ai folosit în partida de pe standul 12, în pescuitul tenului, pentru că era Cătălin Volcan acolo, este și el alături de noi pe chat în această seară. Îl salut pe Cătălin și îi mulțumesc că e alături de noi. Și vrem totuși să aflăm mai multe detalii despre partida aia, pentru că practic peștele, tot tenul din tot lacul Hermes Periș, da, era acolo, da. Era acolo, dar doar pe standul 12 la tine. Colcăia de ten, practic prindeai, îi dădeai drumul și îl prindeai la loc, adică ai spus și tu că ai prins de 3 ori sau de 4 ori același pește. Păi da, cât m-ai chemat, am stat noi de vorbă acolo la interviu, că m-ai chemat tu, băieții ăștia până a venit prinsese, nu știu, 4-5 prinsese. Eu cred că a contat foarte mult nada asta de zigric, după care, de care spun eu. Eu ce s-a întâmplat? Eu am fost în posesia unui pigment, nu știu dacă zic bine, un component care îl bag în nadă, dar n-am avut eu așa destul ca să bag suficient prin năzi. Am băgat cu țărâita. De multe ori mă întreabă pescare, păi măi, tatanițul poate el folosește altceva pe la concursuri și nouă ne vinde altceva. Eu am demonstrat că și eu pescuiesc cu păsat, cu grambel, cu peletul ăla și cu ce mai dau eu. Însă eu am mai băgat din ăsta ce spun eu, că am avut mai puțin. Și am folosit la concursul la cât de cât, mai multicel. Am folosit la ăla când am luat 2 tone și ceva. Acum toamna, cât mi-a mai rămas, am văzut. Însă acum eu o să fiu anul ăsta în posesia la așa ceva cât îmi trebuie mie și cât pot să vând și la alții care o să bag eu în nada de zigrig, în năzile astea, niște năzi care o să le scot. Nu pot să spun nici prea multe așa, că îți dai seama. Da. Dar zic eu că o să fie o treabă bună. Încerc să îmbunătățesc și boilesurile mele de ăsta, de goleiaturile, cum le-am botezat eu, înțelegi? Fiindcă chiar m-am băgat la niște concursuri de astea pe boiles, pe la Matei și pe la alții, pe la Periș, m-am băgat și vreau să mai lucrez și acolo ceva, fiindcă mulți zice, băi, tatanițul ele cu prafurile, domnule, dacă îl bagi numai pe boile, să nu face nimic. Și mai are dreptate, da, că am avut și rezultatul ăla cu 0,0, așa, pești cum ziceai tu, dar eu cred că pe undeva sunt pe drumul bun și cu ajutorul celor de sus o să fie o treabă bună. Cât timp testează tatanițul o nadă înainte de a o scoate pe piață, Felix Țintea? Păi măi, asta cu zigrigul am testat-o cam în vreo 10 partide, bine. În rest am mai dat așa. Ce se întâmplă? Eu multe năzi mi le mai testez și prin pescare. De exemplu, dacă îi dai lui unul o nadă și vezi că și tu, eu am prins cu ea și prinde și ăla, înseamnă că sunt pe drumul bun. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să spun. Bine, acum, tu știi cum este. E o vorbă la românci, că nu toate muștele famerii, unele numai bâzâie. Dar contează și pescarul cât are experiență. Sunt pescari care n-au atâta experiență. Acum noi, nu pot să joc nicio fotbal cu Hagi, că el e mai tânăr ca mine, nu e chestia de an, dar știi cum e. Dar eu, în general, nu prea scot o nadă până nu o testez destul de bine. Ce se întâmplă? Ca timp. Ce înseamnă ca timp? Mulțumitor pentru tine să testezi nada. Păi trebuie măcar un an. Măcar un an. Chiar umblu la concursuri, dacă urmărești așa circuitul meu într-un an, umblu la foarte multe concursuri. Și fiind și producător, îți dai seama, o poți testa și prin alții. Însă, trebuie să faci ceva ca să... Însă eu aș vrea totuși să mai discutăm ceva, să mai dai ceva altceva acum în...
din întrebările puse nu, de... Nu, eu aș fi vrut totuși să discutăm, domnule, noi se pare că să nu suntem pe un drum prea bun românește-an în concursuri așa. Uite, dezbatem subiectul ăsta, da, imediat după pauza publicitară. Pe de-aia te-am întrebat, ca să nu... Am cheltuit pensia pe rechizitele nepoților. Nu îmi pare rău. Numai că mi-aș lua și o mulinetă nouă. Dacă aș putea să iau acum și să plătesc mai încolo... Acum se poate! Prin TBI Bank ai 4 rate fără dobândă la cumpărături până într-o 1000 de lei și până la 60 de rate cu dobândă fixă la cumpărături de peste 1000 de lei. Exact ce-mi trebuia! Dă-mi o mulinetă! Sau nu, mai vine două! Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari aplici sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. De 16 ani, pe piața de profil din România, Abara este printre primele companii care a ambalat legume și fructe proaspete. Liniile moderne de ambalare și depozitul de 2500 de metri pătrați fac din această companie una dintre cele mai competitive pe piața de legume și fructe. Asigurând cele mai bune prețuri și cu distribuție rapidă pe întreg teritoriul țării, făcută cu o flotă de camioane proprie, compania Abara vine în casele voastre zilnic cu cele mai proaspete produse. Sloganul companiei, fructe de 5 stele, a fost extins și la pescuit, acolo unde Abara Carp Team a ajuns de asemenea o echipă de 5 stele. Abara sprijină pescuitul românesc, profesioniști în comerțul cu fructe, campion pe malul lacului. Abara, o echipă de 5 stele. Ei bine, știu că probabil sunteți invidioși pe mine, mereu intru din pauza publicitară cu zâmbetul pe buze, pentru că la noi continuă emisiunea în pauza publicitară. Pentru că toate detaliile pe care le dau invitații noștri din această seară, chiar și în pauză, sunt foarte interesante și foarte bune de dezbătut, chiar și acum că suntem alături de voi. Vă mulțumesc în continuare că sunteți alături de noi și să nu uităm cu toții, da? Like și share! Pentru cine vrea să se aboneze, să susțină canalul meu de YouTube, cu mare plăcere, vă recomand abonamentul de crap. Ei bine, tati, să revenim la pescuitul de cantitate și ce e cel mai important pentru el. Pentru că în ziua de astăzi ne lipsește. Măi, eu începusem să spun, vă zic că fii atent aici. Noi ne ducem pe la concursuri de astea de afară, eu nu vorbesc cu răutate, eu n-am nimic cu nimeni. Ne ducem pe la concursuri pe afară. Și toate concursurile, dacă te-ai dus la campionatul mondial, regulament Fish Chips, te lasă să dai și cu bulgări, te lasă să dai și cu beg, te lasă să faci și cu spop și cu toate astea.
te duci la Cupa Europeană la Moson cu VR te lasă, te duci la Balaton, e cam aceleași reguli, oriunde te-ai duce în lumea asta. La noi vezi, a apărut chestia asta, domnule, care eu spun, câteodată pe mine mă doare sufletul, știi? 5 pești, 10 pești, 4 pești, 3 pești. Eu în toată chestia asta nu văd atâta de multă știință în pescuitul ăsta, numai exclusiv pe boilers, cu 5 pești, cu 10 pești. Vezi, când duci tot concursul, îți spune eu la unul de 30 de chile și te-a liniștit. Nu? Și, dar măcar să facă cantitate calitate. Vezi, ne trezim de multe ori. Eu parcă să zic așa, nu știu, n-am prea mai urmărit așa. Eu cred că noi cam în ultimul timp la campionatele mondiale n-am prea mai avut rezultate chiar așa de bune. Zic eu, nu știu, nu mai mi-amintesc. Care a fost ultimul rezultat al nostru mai bun? De când ai fost după în Africa, ce a mai fost după aia? După Africa am mai avut încă o dată Enjoy-ul în loc 3. În loc 3. În loc mondial așa, în Ungaria. Da, e tot mai de mult, nu? În Ungaria e de mult. E, nu anul trecut. Ah, la Desedo? Acum, la... Nu mai știu exact cum se numea lacul. La Desedo cred că a avut ăsta... Cred că 2020, da. Imediat atunci. Da, da. Uite, eu, uite dacă mă crezi, eu abia am găsit pe la pere și așa să-mi aleg câteva concursuri, măcar cantitate-calitate, alu Istrate care mi l-am luat, cred că mai ține Florin Mâșu, ține unul iar tot așa, care îmi crezi că l-ai numai pe sau tot cantitate-calitate și mai ține Felix de la Cristian unul până iunie-iulie, cam astea le-am găsit, în rest n-am mai găsit. Ăla care era cu tenii, i-a schimbat ăsta data, că îi ziceam, l-a pus exact când e Cupa Europeană. Eu pentru Cupa Europeană las orice concurs, că am fost mereu și sunt și membru de comitet acolo. Și dacă am eu, scriu echipele după la noi și asta. Însă, eu mi-ar, uite, de exemplu, uite, doamne, la Diosic, toate concursurile sunt pe cantitate. Știi? Uite, Roman și cine a ținut acolo. Pus pe cantitate. E adevărat, nu reușești. Deși eu mai țiu concursuri, băi omule, n-am cum ție unul cu 5 pești, cu 10 pești, imediat să schimb, să umple lista, știi? Și, băi, dar ăștia care au făcut regulamentul ăla cu Fish Chips, să au fost chiar așa de... De ce n-a făcut și aia? Domnule, numai pe boile sau numai... Eu înțeleg că la noi sunt foarte mulți producători de boile, eu n-am nimica cu nimeni, cu... nu vreau să intru în... dar nu cred eu că tu când arunci acolo, te antrenezi atât de bine, tu nu dai cu spombo, tu nu dai cu bulgăr, nu dai cu nimic, mă duc eu direct la Cupa Europeană sau nu știu unde și încep eu acolo să mă antrenez, știi? Uite, eu mă uit acum la semifinalele astea de la campionatul național, care se țin la Aurel Vlaicu și finala tot acolo. Da. Și eu mă uitam la Angel ăsta, care îl apreciez, un băiat extraordinar. El a ținut un concurs în toamnă, mai ține unul acum, numai pe cantitate. Și apreciez foarte mult chestia asta, că ăsta o să ajute foarte mult cei care o să participe la semifinale și la finală, cel puțin să înțeleagă lumea ceva, adică să se antreneze, ca să... Să iasă ceva, cel puțin cine merge mai departe, să vezi, te trezești, te duci nu știu unde, te trezești cu un pescuit la Zegric, te înțelegi cu un pescuit care merge numai pe bulgări sau pe nu știu ce și nu-ți merge la bile. Adică să cunoști și una și alta, nu că am eu ceva cu bilele. Da, și eu fac bile, am și eu două mașini de făcut boilesuri și eu fac boilesuri și vând și asta, da? Să le legăm așa între ele, eu știu, mă gândesc și eu așa. Ne spune Cristi Matei, tati, nici bălțile nu sunt echilibrate valoric pe standuri. Așa compensează organizatorii cu calitatea. Multe bălți au câteva standuri cu structuri sau zone pretabile capturilor și restul sunt praf. Așa este, are perfectă dreptate. Vezi, de-aia am căutat și eu. Uite, de exemplu, am ținut concurs la Doripescu, am pescare știi că n-am mai ținut pe 6 sectoare. Am ținut o rezistență la Brădin, tot așa, pe 6 sectoare. Câte patru le-am, uite, a apărut acum la Pereș și nu se mai ține ca înainte pe 3, se ține pe 4. Parcă e un pic mai echilibrată. Ca să, că e greu, noi știm fiecare, nu toate locurile sunt bune, e clară treaba din start.
Sunt multe locuri care ești de la început, ai tras șanse mari, nu prea ai, mai ales când e frig, caspă în coada lacului pe acolo, pe 24, știi tu cum e treaba, că ai mai fost tu pe acolo, ce să faci, e și frig, peștele nu mai urcă pe acolo, s-a terminat acolo, da. Mai zi, Mate, știu câte ceva. Păi mă gândeam și eu la toate argumentele astea care sunt aduse în favoarea pescuitului pe cantitate și totodată la adevărul ăsta că mai degrabă se umplu listele cu doritori care vor concursuri pe calitate. Trebuie să înțelegem punctul lor de vedere al celor care nu doresc doar cantitate. Cred că în principal datorită acestui lucru, că sunt prea mari consumurile, costurile, nefiind limitată cantitatea de nadă. Pe mare, dar boile sunt nu scumpe, mă, că sunt unele păi 50 kg. Dacă pescuiești doar la calitate, ce trebuie să urmărești, de fapt, din punctul meu de vedere? Să prinzi niște pești mari în niște locuri mai greu accesibile, unde de regulă stau crapii mari, în codloanele lor, că ei sunt teritoriali, sau să prinzi la anumite momente ale zilei sau ale nopții, când peștii mari sunt activi. Sau, a treia soluție, să prinzi pe foarte multă nadă dată, că trebuie să nădești tare de tot. Dacă n-ai structuri, n-ai anumite locuri care țin pește mare, în speranța că, dacă nu în prima zi, în a doua, în a treia, pe final, vor veni și ei mari. Trebuie să-l nădești. Păi, Mate, continu. Mate, dacă m-am plecat noi în concursuri, mă, dacă stai să te gândești la Mora Plăsiei, dacă stai să te gândești la, unde mai fost, la Greaca, la Hobaia, la Tâncăbești, ținea Vlăduț atâtea concursuri, el a fost între primii care a ținut concursuri așa. Concursurile erau pe cantitate, nu erau... Apărut mai încoace și cu 10 pești mai târziu, adică cantitate, calitate. Dar din încet, încet s-a ajuns unde s-a ajuns. E bine, eu n-am nimic, și eu mă duc la dealea, pă, m-am băgat și eu, că asta e treaba, nu e nicio problemă. Trebuie și da. Și, ca să se împace și să echilibreze cumva. Însă, până la urmă, eu cred că de-aia zice pescui sportiv, știi? Adică să mici, domnule. Mie nu mi-a plăcut cu bărcuța aia să le după partea aia. Nici mie nu-mi place, da? Adică ori plantatul din barcă... Da. Eu la anii mei, la 80 de ani ai mei, îmi place să mișc. Că dacă nu mișc, mă ia Popa Gabriel, că cu el mă duc și... Până la Popa Tati ajungi la Emil. A rezolvat problema. Da, sunt multe chestii. Care a fost cea mai mare revenire în clasament după o poziție foarte proastă în clasamentul general? De exemplu, de pe poziția 20-a clasamentului, ați urcat în locurile fruntașe. Pe rând, ne-am atit primul. Eram la un campionat mondial în Bosnia. Și după prima manșe, eram cu echipa Energofișului, campionat mondial pe cluburi. După prima manșe, am făcut toată echipa un punctaj mare. Mi-amintesc că eu am căzut undeva unde era un ștand cu un copac mare și copacul era în jurul lui înconjurat cu o pambică și pus un afiș acolo, atenție, vipere. Am stat numai cu tema în oase, că iese vipera de acolo și mă mușcă. Am ieșit rău, nu știu, nu mai amintesc câte puncte am făcut, dar toată echipa a făcut puncte rele. Seara, stăteam la casa în pat și cu ochii deschiși, eram devastat. Și a venit Ișvan, conducătorul nostru de atunci, de delegație și unul dintre patronii firmei Energofiș, s-a uitat la mine, m-a văzut că sufă și mi-a zis, ce Mati, hai, lasă-ți fruntea sus, că mai e și mâine o zi și trebuie să vă reveniți, trebuie să recuperați, trebuie să... Și așa a fost. A doua zi, eu am făcut 2 pe sector, puteam să fac și unul,
în cadrul unui campionat mondial, 2 pe sector din 35 de țări, adică 5 sectoare, a câte 5 concurenți. Dar am avut o grămadă de pescari bune ai lumii și am făcut 2 pe sector în contextul în care în dreapta mea era un englez foarte bun al lor. Am adoptat, cred, o tactică foarte bună, că nu m-am dus să mă lipesc de el, dimpotrivă m-am depărtat de el, m-am lipit de cel din stânga mea, de la care primeam nadă, că era avalul spre dreapta, și în felul ăsta l-am izolat pe el și am devenit eu cumva capul din aval, având în vedere că cei din stânga mea nădeau pentru noi, ăștia de la vale. Amintesc că am prins niște pești frumoși, dădeam cu plută plată cu rubeziana la curs, pescuit dificil. La un moment am prins pătici mari și carași mari. La un moment dat am avut o plătică mare, am văzut-o zile la rând în valuri, așa cum venea pe lat, așa. Și când am adus aproape de mincioc, i-a sărit cârligul din gură. Acolo am și pe aia, eram unul clar că m-a luat unul de departe, nu știu cine m-a luat și am făcut 2. Da. Dar vreau să spun că toată echipa a ieșit extraordinar. Benzar a făcut la el în sector, mi se pare, 1, l-a luat pe Trabuco, care era în stânga lui. Dârlă, tot așa, Marius, a făcut tot așa un punctaj, loții foarte bun. Da, da. Am recuperat fantastic și am ieșit atunci la general, mi se pare că pe 4, nu mai știu exact, la general, la un campionat mondial, deși în prima zi pusesem catastrofă. Da, vă zic că dacă Mate a dat exemplu din echipa națională, am să dau și eu un exemplu tot din asta și am să dau unul și despre mine. Dar eu am să încerc să spun mai scurt, ca să poate mai trebuie discutăm și alte chestii. Vă zic că eram în la Bruxelles, cum e capitala? La Bruxelles. Belgia. Bruxelles. La Bruxelles, așa eram. La Bruxelles, pe acolo. Belgia, Bruxelles. Așa, mă, în Belgia eram, în Belgia, în Belgia. Mă băga să-i puțin înceață, tati. Vezi, mă, ce înseamnă să ai 80 de ani. Vă zic că am fost acolo la un campionat mondial. Și că a fost întrebarea de nimic să ajungi undeva. Vă zic că noi eram pe ultimul loc, nu aveam nimic. Și, cred că pe sectorul B era Vlăduț cu Andrei, dacă mi-amintesc bine. Vlăduț Matea, nu? Da, da, eu eram în pădure cu, în fine, cu nu știu mai care și băieții noștri după B-uri, după C-uri, cred că Cristi Mitrea îl chema și cu roșiorul care s-a dus din păcate, au luat un crap. E cu crapul ăla, noi am luat bronzul. Nimic. Din salonta aia. Da. Mi-amintesc. Iar un exemplu despre mine, acum vreo 3 ani, tot așa, nu eram pe nicăierea la un concurs la Dori Pesu, care era cantitate-calitate, că mai era vreo jumătate de oră să termine concursul, am luat un crap de vreo 23 și ceva, că acolo era punctul slab la calitate, și m-am dus pe 2 general. Și nu eram tot așa pe nicăierea. Deci ce salturi de la... Da, de la nimic te de la nimic la podium. Da. Tot pește mare te ajută și în chestiile astea. Tati, ni se spune de către un urmăritor că puțină informație valoroasă, prea secretoși. Am cumpărat foarte multă nadă de la Tatanițu online și niciuna nu vine cu modul de preparare. De exemplu, păsatul scrie că se fierbe cam cât cum Dumnezeu știe. A, nu scrie că se fierbe? Nu. Da? Foarte posibil că nu scrie. Bine, unii... Eu îți spun ca să știi ce să îmbunătățești în cazul care lipsește. Am înțeles, o să încerc să ți-o cont de chestia asta. Vă zic că, măi, unii îl fierbe, alții nu îl fierbe. Mă înțelegi? Îl folosește la scump sau îl încălzește. Bine, asta funcționează și numai dacă îl opărește cu apa așa. În general spune că se fierbe. Apoi acum unii îl fierbe mai mult, alții îl fierbe mai puțin. Însă, eu l-am fiert până a crescut ca un cozonac. Da.
Eu cred că dacă îl fierbi pe jumătate de oră, e destul. Probabil că o să specific cam acolo, că după aia deja e prea mult, da. Am observat. Însă toată chestia este, unii pleacă cu apă puțină de la început, mă înțelegi? Și dacă... Felix, ținte, ai spune să-l fiarbă vreo 3 ore. Așa îl fierbea el. Băi, Felix. Da, și... Da, bine, el dacă... Trebuie să iasă ca un terci, așa. Că el cum se răcește, componentele tot trage în el și el arată bine, așa. E deosebitate, adică da, la da, anul, cel puțin, da, va fi nada care mie nu-mi va lipsi. Da, te asigur. Da. Știi că mi l-ai dat la Periș, pentru prima dată când l-am folosit și a fost exact numai ce trebuie. Numai când ai găsit locul care trebuie. Da, aia a fost să fie. Dacă l-aveai pe standul 1. Oh. Folosește tatanițul făină de scoică în preparatele lui, ne întreabă Alexandru Popescu. Băi, ca să fiu sincer, nu folosesc. Nu. Că altfel îmi dai să mânc ardei, dar nu folosesc. Nu, că n-am venit cu ardei iute pentru voi în seara asta, dar la următoarea cu siguranță. Băi, eu am văzut pe unii pe acolo când am fost pe la Constanța, pe la Corbu, v-a adunat sași de scoică, niște băieți ăștia de nu se pesca, bă, dar ce faci cu ele? Păi ce că le macin și... E bună? O fi bună, a? Probabil. Da, unde are scoică mult. Probabil și... o macină foarte fin. O face spre făină de scoică. Mă, noi suntem niște pescari, așa și eu și Mate, care noi am plecat, nu știu, Mate, așa dacă îți mai amintește, dar noi foloseam ceva la concursurile de staționare, zicea crisalidă de la Verde Mătas. Știi ce? Da. Aia este extraordinară de bună, numai că probabil că la noi acum în puține locuri mai găsești așa. No. Știi ce e aia, nu? No. Dudele alea, știi? Alea din la frunzele lui, sunt niște vermi care le mănâncă și din ăla se face mătasie de asta. Aha. Înțelegi? Și alea se usucă la niște cuptoare, se face o făină. Un cocon așa, da, mare. Vă zic că aia este extraordinar. De ce vorbești? Nu, ăla, numai că e... Dar și prețul? E prețul. Eu mai sunt în posesia la astea, cam despre alea le duceam eu undeva pe acolo. Uite că acum încep să-i dau secretul lui Mate și trebuie să-i interesează. Foarte așa, Mate, acum aș uita să mai citească. Eu am folosit foarte multă crisalidă la competițiile de pescuit staționar. Pentru că e bine, crisalida... Știi ce ne mai aducea? Coșa. Și... În părțile alea pe acolo, pe la ei. Și alte surse. Da, mă rog. Și eu aveam alte, da. Da, ce vreau să spun? Cred că trebuie să nu ratăm, să discutăm și despre faptul că, da, nada și calitatea ei are o mare importanță, dar mai important decât nada în sine este modalitatea, modul cum nădești și acest aspect cum nădești cuprinde unde, ce, când și cum. Cât și cum. Sigur că da. Deci astea sunt foarte importante. Pe exemplu, tu și eu să ne spunem părerea așa încât să aibă și ceilalți care ascultă, poate care sunt la început de drum, să primească niște informații de care să țină cont. Pentru că degeaba e cea mai bună nadă din lume. Dacă nu știi cum să o nădești, exact, cum să, ce mecanică să-i dai, să faci în așa fel încât să se mențină pe vad, să atragă, să hrănească, să dea preocupare peștilor ca să ți țină acolo și așa mai departe. Noi suntem niște pescari care avem o foarte bună precizie la pescuit. Și eu și băiatul și Mate am observat. Eu l-am studiat și pe Mate, că a pescuit și el lângă mine. Vă zic, noi ținem foarte mult cont de chestia asta, adică aruncăturile să-ți fie, nu una o dai la 100, una o... Bine, când mai încerci pe un pește mare, dar exact, mai ales vorbesc de pescuit ăsta cu bulgări, cu momitor contează extraordinar. Eu dacă arunc momitorul într-un concurs, să zic un momitor după bățul 1, la arunc de 200 de ori, pe cred că din alea de 200 de ori, eu cred că aproape milimetric, cel puțin de 30-50 de ori, cade pe același loc, care contează extraordinar de mult. Corect. Dacă eu la început
unde am nădit cu bulgări și cu asta, era mâl și asta, eu îți demonstrez la urmă când am dat cu plumbul că acolo nu mai este atâta crape acolo, atâta au frecat și au bătătorit, că fundul e curat. E curat. Da. Da. Ce cărlige folosesc titanii? Așa sunteți supranumiți. Titanii. La mine se știe ce. Unii de doi. Unii de cinci. De cinci? Da. Nu mai știu. Bine, da. Unii de cinci, da. Mai folosesc și BKK, sunt niște cărlige de la Trabuco. Le-am mai testat și pare în ultimul timp, însă unii au fost cărligele mele de suflet. Neamati? Eu la crap folosesc, nu mi-am permis, folosesc cărlige de la fele. Dacă am ajuns la astea să... Păi urmă să te întreb, da. Cărlige de la fele, care sunt de calitate. Dar și tu ai fost fan de, cu unii, nu? Da, pescuiesc și cu unii, dar la rubeziană sau la fider, cu cărlige mărimi mici. Și de asemenea folosesc cărlige de la cipică. O scrie pe ele Made in China, sunt super cărlige. Poate super cărlige. China, da. Și la un preț mic de tot. Contează și mai prețul. Mai folosesc și Gamma Cats-ul. Așa. Și ce mai folosesc eu? Hayabusa. Și eu. Da, și eu. Da, și eu, da. De acolo, tati, de la cârlig, plecăm la legatul cârligului. Da, mă, uite, eu, și mai departe, eu am adus câteva lucruri din astea care mulți le folosesc, că sunt niște... Ăsta e un fluorocarbon de la Trabuco, care nu-l folosesc numai, îl folosesc și alții. Ăsta apare în dimensiuni de 30, 33, 37, care e foarte... bun comportament. Nu sunt eu un mare fan al elicopterului, însă eu l-am folosit și după mine au dat și alții și... Apoi și o să dau și eu acum. O să dai și tu acum, da. Iar înaintașul e firul la Momoi, care îl cunoaște toți, care este extraordinar de bun. Iar la înaintaș nu mai vorbim, ăsta, taper lider, ăsta e foarte, foarte bun. El are 15 metri, sunt 10 porți, a câte 15 metri, pleacă din 23, dar îl pun lângă firul de 25 și văd de unde să tai. Îl cunoști, Mate, nu? Da. E foarte, foarte, cred că e cel mai bun. Eu nu cred că este pe piață un fir mai bun. Ăsta este primul fir cu care eu m-am apucat de pescuit cu Teodor, cu colegul meu, dacă îți mai aduce aminte, Teo. Da. Firul de la Trabuco. Da. Un fir senzațional. De exemplu, foarte bun, elastic. De exemplu, eu cu Iri, noi nu pescuim cu un înaintaș textil. Noi pescuim numai cu de-asta. Fiindcă are întindere. Și vreau să spun că noi, când am pescuit pe ștandul 12 la Periș, primul pește care l-am scăpat când aveam 900 de kilograme. De amur cu asta. La 900 de kg am scăpat primul pește. Ca să-ți dai seama cum a funcționat și cârligile și astea. Iar un fir de legat e firul ăsta, care e un fir foarte bun. Iar fir de câmp, iar e tefortul ăsta, care e... Da? Da. Dinatex Terno de la Trabuco. Eu nu prea, da. Turnament clas. Da. Trebuie să precizăm. Și firul ăsta e iar un fir pentru câmp, e foarte bun. Ce se întâmplă? Firele de la Trabuco sunt puțin supradimensionate. Așa am observat eu. Da, așa este. Da. Da. Trebuie să spunem oamenilor adevărul. Ăsta este, dar sunt niște fire foarte bune. Au elasticitate, au rezistență, da, ceea ce până la urmă pentru noi contează. Asta, calitate, în momentul în care prinzi cantitate, calitate, trebuie preț, și da, exact. Cred că trebuie că... Astea să le încerci tu să le spui. Suntem la momentul acesta când discutăm despre fire, să precizăm că părerea mea, și o să recunoască tatanițul că așa sau lucrurile, el folosește nylon la înaintare în loc de textil și asta datorită faptului că... De aproape. Nu, când nu se duce textilul, se duce cu 20 de metri mai departe. Crapii percep mai degrabă textilul care plutește, în vreme ce nylonul poți să-l așezi pe substrat și e mai camuflat și nu prezintă obstacole de care să se ferească crapii. Este foarte important acest aspect.
arată mie un textil care se scufundă și stă lipit exact, de fund. Da, așa este. Nu există. Nici momoiu. În vreme ce monofilamentul, da, dacă îl așez cum trebuie... Și crezi tu, tati, că ăsta e un avantaj? Mare. Păi foarte de ce mare, s-a da, optat pentru a se pescui cu trei lansete în loc de patru? Pentru că s-a constatat că prea multe fire în apă influențează negativ. Clar. Păi de ce discutăm mai mult că peștii, că zice câte unii, domnule, să mai încerc și în urmă? Șansele sunt mult mai mici pe acolo, pe sufirile alalte ca să prinzi. Fiindcă peștele unde are libere, îți vine din față întotdeauna, unde n-ai firme, unde nu-i aglomerat. Însă eu vreau să mai specificăm un lucru aici. Am văzut pescari și pescari cu experiență, care, de exemplu, la Deosig nu e voie cu firma gros de 40, adică mai subțire de 40, fără să-i pui înaintaș, știi? Tu dacă te-ai dus acolo și folosești cu un fir din ăla galben sau știu eu cum care se vede și ai băgat acolo patru fire din alea prin apa aia limpede ca cristalului, printre cele mai limpe. Asta înseamnă că asta se și folosește zigrigul acolo. Da, da. Tu când l-ai băgat pe ăla, pe crap, e clar că ți-l vede pe ăla. Noi băgăm, n-ai voie să pui înaintaș. Pe direct. Dar îi pun un fir închis, care chiar dacă mă chinuiesc noaptea un piculesc cu el, dar asta am testat eu, pe pielea mea, când ai băgat fir din ăsta colorat pe apă și se-l vede peștele, fuge ca, cum e vorba, ca ala de tămâie, știi? Montura preferată sau cea mai prinzătoare cu eficiență maximă din punctul vostru de vedere, care este? Sau pe care o folosiți? Eu zic că pentru distanță e elicopterul clar, așa. Iar pentru situații astea când e voie cu de toate, cu crambel, cu semințe, cu așa, momitorul categoric. Momitorul și eu... Mai cu momitor și eventual și un săculeț mai pune tati. Pentru mine, pentru distanță, e bun momitorul și cu plasticul și forfacul scurt. Iar pentru pescuitul aproape e bun momitorul cu forfacul scurt și cu plastic, aceeași chestie. Păi știi de ce? Pentru că distanța la tatălițul e 90. Tati, și apropo că a venit discuția de săculeț, spuneam, să amintim urmăritorilor noștri că pe standul 3 ce-ai folosit la săculeț? Să nu omitem că am trecut de stadiul ăla și am uitat să spunem asta. Mai, eu vreau să fiu sincer. Pe Hermes Periș, da. Eu am folosit o nadă care vreau eu să o fac pentru... care o scot eu pentru bec și pentru săculeț. Însă a fost un pic, după aceea că ai observat la mine, a fost un pic bogat, un pic. Mai bine bogat în alunii fără mate. Mă înțelegi? Fiindcă la un moment dat urmăream mult și pește marfe, că la un moment dat eu eram foarte dificil acolo. Până am luat crapul ăla de 26 și după aia un 24 și eram așa ca iepurașul în tufă să nu dea peste el, adică știi cum este, un pic stăteam așa mai cu teamă. Uh-huh. După ce am luat și la pește mare, părerea mea, am văzut și pe alții care au avut rezultat și am mai vorbit, am văzut chiar Strate și alții. Aluna e o nadă foarte bună pentru crape mare. Le place. Fie ea fiartă și spartă sau fie nepreparată și spartă? În general, e o fierb. Dar dacă măcenat așa, n-are rost să o mai fierbi. Eu pe baltă, de multe ori, o opăresc așa, fac apă așa în clocot și pun pe ea, înțelegi? Ce se întâmplă? Și dacă o fierb mult așa, prin fierberii, aburul ăla cum iese și atâta, să mai duce din proprietățile ei. Păcând eu dacă fac o apă fierbinte și am alună fărămată și pun într-un vas cu capac și las așa ermetic acolo, totul rămâne acolo în el, nu se pierde nimic. Ăsta e unul din secretele mele. Neamati? Și eu sunt de aceeași părere. Dă-i la un copil hrană tare. Nu-ți mănâncă. Dă-i lăptic că mănâncă.
așa și peștilor, ălora de talie mare, trebuie să le dai ce le place, granulație mare. Eu ascultam când ne spuneai tu, în vreme ce veneam în mașină încoace, că la un moment dat la Corbu ați început să prindeți având toți pop-up-uri negre. Cu pop-up-uri negre, da. Mă gândeam atunci care să fie explicația. Păi care să fie explicația? Părerea mea, acolo, fiind fundul nisipos și un fund care este în permanență în mișcare atunci când bate vântul, pentru că nisipul vine și acoperă, de-aia și trebuie nădit ritmic. Nu poți să ai un pat de nadă care să stea acolo ore în șir, că fie e astupat, fie împrăștiat de curent și de nisip. Și atunci, probabil că pop-up-ul negru cumva era asimilat cu merci și cu mercur. Eu am văzut pe bulgari, la concursurile pe care le aveam noi la staționar pe Doripesco, cum adunau melcuți din ăștia mici de prin iarbă de pe acolo și pescuiau și prindeau cu ei. Păi crapilor mari trebuie să le dai melc, să le dai tigrată, să le dai ce le place lor pentru momentul lor de așa. Da, apropo, adică vorbeam de proteină. Spuneai în pauza publicitară... Stai numai un pic, vreau să spun la... Eu am câștigat și Cupa Florilor la Corb acolo, am pescuit cam în 60 de metri, pescuit aproape. Cu ce crezi că am dat? Plastice și vomitor. Și plasticul galben am folosit atunci mult. Da. Deci galben. Da, ia zi tu, ce ai vrut să întrebi? În pauza publicitară spuneai de proteină, cât de mult contează pentru crab. Și te referi... Proteina și betaina. Da. Are un da. Rol extraordinar de important. Dar nu... betaină natural ăsta făcut chimic și nu știu ce alte. Vorbesc de o betaină, de exemplu, ne mai dăm din secrete pe aici, că asta e treaba. De exemplu, cine lucrează... Acum ar fi trebuit să-l poate. Cine lucrează cu melasă, dacă mergem acum și ne uităm pe la butoaiele mele cu melasă, să zic un butoi de 80 de kilograme, cam 15, dacă am 15 kg, deasupra e ca smântâna care, când e laptele într-o oală, așa, eu am trăit pe la țară, să face smântână așa deasupra. Uh-huh. Ei, aia este betaină 100%. 100%. Și dacă o adun după la toate așa și cam știi cum să o faci, referitor la betaină. Iar despre proteină nu zic prea multe, că nu vreau să zic. Care e cea mai bună. Dar atunci avem o rugăminte din partea unui abonat, membru de-al meu, Bogdan Heihal, care spune așa: ne pot spune, domnii invitați, 3 sau 4 ingrediente care nu ar trebui să lipsească într-o nadă? Da, eu le știu. Mati, tu primul? Eu aș spune din punctul tău de vedere. Făina de pește. Așa. Betaina, cum a spus tata Nițu. Puțin mai tare. Betaina, clar, cum a spus și tata Nițu, trebuie să fie într-un procent mai mic sau mai mare, depinde și ce fel de pescuit faci. Și ce aș mai adăuga eu? Eu cred că trebuie și un element de colare a nadei. Pentru că dacă sunt momente când trebuie să ai o nadă care din punct de vedere mecanic să se desfacă mai rapid sau mai să fie mai colată și așa mai departe. Trebuie să stea și pe vad ca să hrănească peștii și să le dea să dea consistență patului de nadă, să le dea preocupare peștilor ca să nu plece de acolo, pentru că dacă țintă câțiva crapi pe patul de nadă, în câteva minute ți-a spulberat totul dacă ai o nadă spartă și disipată. Și tu, tati, 3 sau 4 ingrediente care n-ar trebui să lipsească dintr-o nadă? Atâtea am în cap că eu nu știu cu ce să încep. Pe doar 3. 3 sau 4? 3 sau 4. Crisalidă, betaină, porumb, cânipă,
Ce să mai zic? Încă una. Vrei să mai zic una? Mai zine una. Soia. Eu sunt un fan și al Babelor de Soia, da? Ce se întâmplă aici, Ana, e clar, cum zicea și Mate, trebuie să ai ceva și care leagă nada și care să o desface. O nadă e destul de complicată, nu e chiar așa cum zic unii. E din aia, ia unul de acolo, ia din aia, pui un pumn, din aia pui așa, nu e chiar așa treburile. Vă zic că și mai e un component, e sarea, probabil că nu mulți folosesc sarea la nadă, dar să știi că sarea are un rol foarte mare în nase. Poate că sunt pescari care nici nu bagă sare în nadă. Mănâncă o mâncare, o... și că dacă sarea, cum zice, mă, Mate, dacă sarea își pierde gustul, cum se o mai da. Și sunt multe chestii. Chestia este cum le combin, cum, da, e, da, ce să zicem, mai... La noi sunt mulți producători de năzi în România. Ori fi vreo 50, eu nu știu câți ori fi. Dar probabil că sunt mai mulți de boilersuri decât de... Ha? Sau sunt care fac și boilersuri, fac și de-astea. Sunt cred, unii că care... cred că sunt împărțite sunt cumva. Unii, sunt unii, sunt unii care fac numai boilersuri. Însă eu am... mâine, nu, nu... mâine nu mai găsim soia în magazine. Însă de, dintre uleiuri, cel mai mult apreciez câteva uleiuri, foarte mult. Apreciez uleiul de nucă. Ulei de nucă. Dacă pui pe limbă, te lingi pe buze o săptămână. Uh-huh. Uleiul de sămânță de dovleac, la fel. Uleiul de cânepă, dau numai vă trei. Eu folosesc mult știe de la noi, folosesc mult ulei de usturoi. Da, știu că ai spus și data trecută. Bun, vreau în minutele următoare să fiți ochi și urechi, bă, pentru că... Nu s-au culcat, frate? Mai stăm puțin, mai stăm puțin, tati, mai trag un pic de voi. Urmează să vedeți un film cu totul și cu totul impresionant, de acasă, de la Neamati. Apartament 62. Aici locuiește Mati. Multiplu campion național și internațional la pescuit sportiv. Ia să vedem ce ne poate prezenta el. Ce avem noi aici? Cupe pe care Mati le-a obținut zestrea lui Mati în urma participării la competiții de pescuit. Ține vreo 5 minute. Nu chiar, nu? În anii trecuți. Dar unde le mai țin, mă? Cupe și medalii pe care Mati le-a expus pe diverse suprafețele mobilierului din apartamentul în care locuiește. Ia să ne apropiem de astea. Uitați-le, băieți. Frumoasele. Uitați-le și pe cele așezate pe bibliotecă. Sunt frumoase și fiecare are o semnificație aparte. De exemplu, acestea sunt ceva mai vechi. Observați că nu sunt din metal, ci din cristal, așa cum se atribuiau atunci când Mati participa la competiții cu mari campioni ai țării, atât la staționar cât și la competițiile de crap. Uitați-le și pe astea, sunt și aici câteva.
uitați și acest enunț de care Mati ține cont totdeauna când merge la concursuri. Și acesta, pe care îl știți cu toții și știți cât este de adevărat, dar uite ce spune acolo, nimic fără Dumnezeu. Totdeauna Dumnezeu a fost cel care m-a ajutat să obțin rezultate bune în competițiile de pescuit stațional, de crab, de feeder în ultimii ani, că m-am contaminat și de acest gen de competiții. Aici sunt câteva medalii, dar marea majoritate le-am băgat pe undeva prin sertare, pentru că pur și simplu nu mai am loc unde să le expun. Iată și aici câteva. Ia să vedem în dormitor la Mati dacă găsim ceva și aici. Iată-le pe drăguțele cum stau aliniate. Iată-le trofee adunate de-a lungul timpului de către Mati în urma rezultatelor bune obținute atât în competițiile de pescuit staționar cât și în cele de crab. Au fiecare cât un șervețel pus de către fiul pentru a nu se umple cu praf. Iată cum stau drăguțele. Așa, ia să vedem că aici sunt și niște crăpceni. Ia uitați cum stau drăguții pe șifonier împreună cu câteva cupe. Aceste trofee au fost obținute la competițiile specific de pescuit la crab. Și uite că n-a mai fost loc și pentru ăsta de aici de jos, dar dacă mă va ajuta Dumnezeu și voi fi sănătos, sper să mai particip și în anul acesta la competiții și dacă voi obține alte trofee, o să le fac eu loc și lor să le expun undeva aici ca să ne bucure privirea la toți. Fie întinse, vă doresc băie și vouă. Doamne ajută! Apartament 62. Ei bine, dragilor, ați observat și voi cu câtă pasiune și cu câtă cu cât devotament și-a exprimat Mati fiecare trofeu și nu în parte, ci în mare, așa, cât de mult contează fiecare trofeu, Nea Mati, pentru tine. Sincer, au fost și sunt în continuare niște dovezi ale faptului că într-adevăr am putut să mă clasez bine, dar trebuie să mărturisesc că aceste rezultate, aceste performanțe s-au datorat în mare măsură faptului că Dumnezeu m-a ajutat la aceasta. Păi, de ce spun asta? M-am convins de-a lungul timpului că fără ajutor de sus, de la Dumnezeu, în orice domeniu poți fi foarte ușor falimentar. Au fost momente când nici eu n-am fost modest, n-am fost merit, mi-am luat nasul la purtare, cum se zice, și am luat niște trânte. Uite, spre exemplu, anul trecut, o spun spre rușinea mea, am participat la finala campionatului național de pescuit stațional și am ieșit dezastros. Cu toată experiența mea, cu sculele, cu... Vai de capul meu, vai de... Da, fiecare șut în fund trebuie să fie un pas înainte și din orice înfrângere
trebuie să înveți ceva, adică să ieși, chiar dacă ai pierdut, să ieși în câștig, prin faptul că ai tras niște învățăminte și știi ce să faci în continuare ca să nu mai pățești ce ai pățit. Exact. Trebuie să ridici fruntea sus, să analizezi ce ai greșit, cum ai greșit. Eu am, și cred că și tata Nițu, o agendă. După fiecare concurs îmi notez ce am făcut, ce trebuia să fac mai bine, cum a decurs concursul și ce cred că au făcut cei care au câștigat bine. Pentru că le uiți pur și simplu de la an la an și mai ales dacă participi la mai multe discipline, cum e cazul meu. Și staționari, și feeder, și crab, și plantați și așa mai departe. Trebuie să-ți notezi și când se apropie un concurs, e bine să ții cont de informații acumulate pe de-o parte. Păi dacă vă arăt telefonul cu notele mele, eu vă arăt că am notat în telefon, pe exemplu, pe Periș, ștandul 1, lanseta 1 la 70 de metri, lanseta 2 la 82 și așa mai departe. Detalii. E foarte important să cunoști punctele unde se hrănesc peștii. După aceea, să iei informații și de la clasamentele postate anterior la concursurile disputate recent acolo, pe acel lac. Să vezi, pui cine a pescuit acolo, ce a făcut ăla, ce a făcut ăla. Să dai telefoane, să te interesezi la prieteni, cum a pescuit, ce a nădit și așa mai departe. De ce? Pentru că acum concursurile se desfășoară unul după altul, fără pauze lungi. Pa chiar cu pauze foarte scurte. Și poți să vii după unul care a nădit bine și să valorifici nada dată de ăla în prima parte a concursului. Așa. Sau, după toate astea, să faci tu însuți o analiză a locului pentru momentul respectiv. Nu poate vântul de la dreapta la stânga. De cât timp bate? Mă uit în zilele precedente. A bătut și ieri și alalte. Bate, mă uit pe telefon, bate și mâine și pe mine la fel. Păi stai așa, că trebuie să profit de nada de dâra celui din amontele meu, din dreapta. Și așa mai departe. Păi unde o să circule pești azi? Că e frig, o să circule mai pe atâng, mai stau acolo sus, malul de vis-a-vis și așa mai departe. Toate astea trebuie să te ajute cumva, să le valorifici. Referitor la ce spunea Matei, când am pescuit pe ștandul 3, unde a făcut record acolo, mă sună Nicu Zetec din București, care am și pescuit cu el și am și avut rezultat. Cred că am fost pe Ungaria la un concurs în fine. Zice, tate, cunoști ștandul 3? Bă, zic, nu cunosc, zic, nu începusem. Fii atent, bățul 1, 40 de metri, bățul 2, 60, nu știu cum zicea, bățul 3, nu știu ce. Așa niște de-astea. Mulțumesc, mă. Am început și mergeam cum am mers. Am mers bine, mă sună mai încolo, ei, ți-a fost bun sfatul? Băi, zic, nu mi-a fost că nu l-am folosit. Păi de ce? Păi da, zic, dacă eu așa prind. Ba zic că eu niciodată n-am fost omul să-l sun pe cineva. Dom'le, cine a pescuit acolo? A pescuit? Ia zi-mă, cum ai dat, ce ai făcut? Eu îmi fac strategia mea mereu de mână, fiecare cu... Nu poți să te iei cum a prins unul data trecută. Uite, de exemplu, eu când am plecat de acolo, știi că după noi a fost un concurs imediat, venise niște băieți acolo. Da. Și am explicat băiatul ăla exact, uite, dai așa, dai așa, dai așa. N-a făcut treaba, nu s-a descurcat. Neamati, vin foarte multe mesaje cu super felicitări. Felicitări, sănătate să aveți. Jos pălăria pentru omul acesta, Ioana Alexandru, Bogdan Heihal, Ioan Demian. Mamă, mama mea ce e acolo, mi-aș dori măcar un sfert să am și eu în viitor. Sper să îmbătrânesc la fel ca voi, Neamati și tata. Pe până ajunge la 80 de ani ca Mate, atunci și el atât de prima. Apropo de ce a spus tata Nițu, sunt totul de acord cu el că trebuie să ai un stil propriu,
să ai niște concluzii clare și să cauți să-ți impui stilul tău propriu de a pescui. Așa. Nu să te dai după cum face X sau Y, a făcut ăla, a pus pop-up cu snowman, cu așa, să dau și eu, să schimbă lanseta aia. Nu, trebuie să ai stabilitate și să pescuiești cu certitudini pe care anterior în antrenamente le-ai verificat. Nu în concursuri probe, nu căutări în concursuri, nu instabilitate pe montură, pe momeala de cârlig. Trebuie să știi clar că aia funcționează, pentru că a funcționat de atâtea ori, asta funcționează și așa mai departe. Dacă în eventualitatea nu prinzi, atunci trebuie să cauți alți factori, nu cei pe care știi că sunt certitudini. Să vezi, de ce nu prind? Și ei până în eliminare. Păi nu prind pentru că nu că nu e momeala bună din cârlig, nu că nu e montura, nu că nu lansez unde trebuie. Poate nu e momentul bun al zilei sau e contextul general prost și nu prinde toată lumea. Și atunci de ce să te bramburezi, să schimbi, să te strici și mai tare? Corect. Deci trebuie să fii foarte lucid când iei decizii. Tati, crezi că putem pune și o primă întrebare pentru primul premiu din această seară? Da, mă. Punem o întrebare, dar mai greuță așa. Mai greuță depinde de tine. E pur o întrebare, dar ține două răspunsuri întrebarea. Aolo. Da. Atenție, da? Urmează o primă întrebare pentru primul premiu oferit de Tatanițu în valoare de peste 400 de lei. Vă zic că recordul meu pe Perici după ștandul 3, câte kilograme a fost și tot în aceeași întrebare și câte extra peste 15 kilograme am avut. Corect, le-am menționat. Da, poate prima e un pic mai ușoară, a doua e un piculeț mai grea, dar care a fost atent. În același răspuns, da, să conțină ambele răspunsuri. Da, da. Pinguin, 2100 kg și 40. Ăla este. Corect. Bravo, mă. Bravo. Pinguin e noul membru abonat la mine. Auzi, dar la canal. Să nu ia cineva două premii. Nu, nu ia. El a luat acum un premiu, gata. Dacă mai răspunde odată. Dacă mai răspunde odată, Pinguin, te retragi la următoarea întrebare, da? Bravo, felicitări. Să aibă numărul meu de telefon. Îi dau eu. Da, da. Îi dau eu, e membru la mine, l-am și pe WhatsApp, l-am peste tot. Bravo, mă. E un puștan tare, tare agresiv pe răspunsuri și foarte atent. Și uite, asta înseamnă că a fost atent. Are niște lucruri bune acolo, dacă ceva de modul de preparare, dacă s-o și la un concurs sau ceva, poate să mă suni, scris numărul de telefon pe toate și să mă întrebe cu suflet bun, nu-i problemă. Îi răspund. Bravo, Pinguin! Felicitări! Un premiu pe care te vei bucura toată viața, având în vedere că ai parte și de o găleată inscripționată cu Tatanițu. Așa că, bravo, felicitări! Și o șapcă. Și șapcă are acolo? Uh-huh. Și șapcă. Ia uzi. Bravo, felicitări! Bun. Acum că am văzut, nici nu știu cum să numesc ce am văzut în filmulețul de la tine, Mati, am văzut practic o istorie întreagă a pescuitului la munca lui de viață. Da, munca ta de o viață. Aș vrea, din punctul tău de vedere, după care să-mi răspundă și tati, la ce nivel apreciați pescuitul competițional de la noi, raportat la pescuitul competițional din alte țări? Păi uite, pot să spun și cu toată certitudinea și bucuria că suntem la cel mai înalt nivel din punct de vedere al pescuitului la Method Feeder. Suntem prin băieții ăștia extraordinari, Micuțu, Lucian, Boldor, Virgil și ceilalți, așa? Toți, da. Campion mondial, superb rezultat. Și în
un pescuit dificil în Spania acolo. Foarte dificil, că am urmărit și eu filmele și... Dar unde a fost? Pe Arno sau unde? Nu. Arno, stai mă, că Arno în Italia. Arno în Italia. Da, mă. Care e râul la mare în Spania? Păi nu pe Ebru, că nu acolo se prind somi. Că îmi scapă și mie, unde Micuța e și campion mondial la individual înainte de campionatul mondial ăsta. De fapt a câștigat acolo titlul cu 3-1. Mai departe, la pescuit staționar, din păcate, suntem unde nu ar fi cazul să fim, suntem foarte jos. Pentru că, practic, s-a prăbușit pescuitul de staționar. S-a prăbușit și datorită faptului că nu suntem susținuți de către sponsori, în primul rând. Sponsorii ar trebui să înțeleagă că dacă ei susțin pescarii și de competiție și fenomenul ăsta al competiției, pe ei se ajută. Pentru că așa se va crește consumul de produse pe care ei le vând. Și nu există progres fără consum. Uite, mă uit la Ungaria, noi aveam, când eram eu în vogă, la stațional, concursuri cu ungurii. Păi vreau să vă spun că am avut concursuri București, Ungaria, Budapesta. Îi bătătoream la ei acasă. Așa, știu, așa era și la Mulțoncu când am până uite. Și acum sunt cu zeci de ani înaintea noastră. Sunt super pescari. Și de la, ce? Și la Fidel. Da. La crap, iarăși, s-a cam dus și România în jos, din păcate. Pe de o parte, datorită sponsorilor, a situației noastre financiare, până dacă nu sunt bani, nu se poate face performanța acum doar cu talent. Nu mai. Trebuie dotare și așa mai departe. Echipamente, nade, scule. Una peste alta, mă mândesc și cu băieții de la spinning, care au făcut rezultate de nemaipomenit. Da. Super pescari și ei și jos pălăria pentru tot ce au realizat pentru noi, pentru România. Să dea Dumnezeu să înțeleagă și cei de la AGVPS că trebuie să fie susținut mai bine de către ei competiția de toate genurile, așa, că e mare lucru să putem promova pescuitul și să-l facem atractiv și copiilor noștri. Păi dacă noi îi scoatem pe copii din fața laptopului sau al telefonului sau al calculatorului, le facem un mare bine, ducându-i și învățându-i să pescuiască. Că altfel, ei săraci stau numai între patru pereți acasă și nu mai se dezvoltă din punct de vedere fizic, armonios și așa mai departe. Și pescuitul ăsta, până la urmă, e deosebit de benefic și pentru organism. Că chiar dacă nu faci performanță la un nivel mare, cel puțin din punct de vedere fizic, ai de câștigat. Ai de câștigat. Păi ce să faci? Să te duci să joci table în parc? Corect. Sau mai bine să stai și să pescuiești? Răspunsul tău, da, referitor, tati, da. Îl vreau după o scurtă pauză publicitară. Am cheltuit pensia pe rechizitele nepoților. Nu îmi pare rău. Numai că mi-aș lua și o mulinetă nouă. Dacă aș putea să iau acum și să plătesc mai încolo. Acum se poate! Prin TBI Bank ai 4 rate fără dobândă la cumpărături până într-o 1000 de lei și până la 60 de rate cu dobândă fixă la cumpărături de peste 1000 de lei. Exact ce îmi trebuia. Dă-mi o mulinetă. Sau nu, mai vine două.
Cap este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari aplici sau coechipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. De 16 ani, pe piața de profil din România, Abara este printre primele companii care ambala legume și fructe proaspete. Liniile moderne de ambalare și depozitul de 2500 de metri pătrați fac din această companie una dintre cele mai competitive pe piața de legume și fructe. Asigurând cele mai bune prețuri și cu distribuție rapidă pe întreg teritoriul țării, făcută cu o flotă de camioane proprie, compania Abara vine în casele voastre zilnic cu cele mai proaspete produse. Sloganul companiei Fructe de 5 stele a fost extins și la pescuit, acolo unde Abara Carp Team a ajuns de asemenea o echipă de 5 stele. Abara sprijină pescuitul românesc, profesioniști în comerțul cu fructe, campion pe malul lacului. Abara, o echipă de 5 stele. Am cheltuit pensia pe rechizitele nepoților. Nu îmi pare rău. Numai că mi-aș lua și eu... Acum? Da, imediat. Acum vă întreb. Bun, vă mulțumim că ați rămas alături de noi, pentru că în această seară mai avem depus câteva întrebări pentru cei doi titani, cele două legende ale noastre, ale carp fishing-ului din România, deși trag un pic de tinerețea lor. Să mai stai alături de noi. Știu că v-ați dori și voi și eu să stăm o noapte întreagă așa, să facem un extra night show cu ei, dar din păcate nu se poate. Vom continua cu răspunsul lui tata Nițu la întrebarea: la ce nivel apreciază pescuitul competițional de la noi raportat al competițiilor din afară? Bă, eu cred că suntem la un nivel bun, părerea mea. Eu mă gândesc la Fider. Eu n-am pescuit mult la Fider. Am participat și la câteva concursuri organizate de mine. Cu toate că am mai primit critici că un om corespunde mulinetele, noi dădeam tot cu mulinetele de crap, însă bețele erau de Fider. Dar venea fiecare cu ce avea. Și mulți după băieții ăștia, mulți, pe unii din ei care îi văd eu acum că, și felicitări pentru ei care au avut niște rezultate, care am mai văzut eu platini, care au ieșit campioni mondiale, unii chiar au participat. Eu cred că eu am început să țiu prima dată concurs de feeder pădure pesul, cred că în urmă cu 10 ani, dacă nu mai mult un pic, dacă nu 11-12, am ținut câteva concursuri. După aia n-am mai ținut. Însă s-a făcut mari progrese de atunci. Bine, la noi nu prea respectam atunci, că se dea cu metod, se dea... Eu dădeam cu momitor, tot pe stilul meu, așa cum dau, și la cărlighiară puneam ce aveam. Însă mă gândesc la pescuitul ăsta de crab, care eu cred că îl stăpânesc un pic mai bine decât pescumate, stăpânește mai bine pescuitul de feeder sau de staționar, fiindcă el le mai practică și acum eu m-am cam lăsat de ele. Însă dacă stai eu să mă gândesc cum am plecat noi la crab, după concursul de la
de la Sărulești din 99, am zis, bă, hai să participăm și noi la campionatul mondial. Auziți și noi de campionatul mondial. Lupșanul ăsta care a fost un băiat extraordinar, păcat de el, că s-a dus, știa și mai multe limbi. Eu cred că el a fost care a tradus regulamentul ăsta, l-a adus pentru noi cu fish chips așa, dacă mi-amintesc eu bine. Băi, și-am tot căutat noi, băi, dar pe cine să-l luăm? Nu vrea să vină nimeni. Ce să venim, domnule, dacă noi am fost la Sărulești, n-am luat niciun pește. Venim noi la campionatul mondial să ne batem cu ăștia. Și noi n-am participat la prima ediție de campionat mondial. Dar de la a doua încoace am participat. Păi și a început el să suni încolo. Păi și l-am găsit pe Victor așa ăsta, Victor Oana de la Dervare. Ce se întâmplă? El avea acolo. El era un pic mai stărit, nu eram mai prăpădiți atunci, domnule, n-aveam bani, n-aveam așa, ce recunoaștem, n-aveam ce ne trebuie, așa am plecat noi din la început, cum era treburile. Însă el era un pic mai stărit, ne-a lăsat să ne antrenăm la el, el mai avea relații, am mai găsit până și director, până știu aia, am luat și noi niște rezerve, mi-am gândit pe doi băieți după la televiziuni, unul cred că era Sila după la o televiziune, ăla nu știu cum îl mai chema, i-am băgat rezerve, păi nu aveai pe cine să bagi. Și așa am plecat noi pe atunci, nu aveai ce-ți trebuie și poate unii te critică acum, pentru că numai atât ați făcut, nu știu, bă, era... Însă de la an la an s-a făcut progrese și eu cred că noi suntem undeva pe un drum bun și chiar pe unde merge până la concursuri, așa sunt mulți pescari după în alte țări care pescuiesc cu teamă, așa, cu români de-ai noștri. A fost și rezultatele după la Balator, care băieții ăștia Grăjdan și cu frații Chios, care au avut anul trecut niște rezultate bune acolo. Da, corect. După aia e cu Adrian Grăjdan. Cu Adrian Grăjdan, da. După e aia... cu el, e cu noi pe chat, Adi. Da, felicitări pentru și el. Și săptămâna viitoare l-am un podcast pe Adrian Grăjdan, Iorgos, Emil Paraschiv și Gabi Tomulescu. Bravo. Și s-a făcut rezultate pe acolo și Emil a luat crapul la mare și... Noi am mai făcut și noi, uite, la Moțonco, anul trecut, locul 1 au luat băieți de-ai noștri, Radu Apafaian cu Ote, cu ăștia, cei de la Carpodron de acolo, care, eu am fost mândru când văd că cântă imnul țării mele și eu i-am dus și pe băieți pe acolo, în fine, ăsta tinerei au muncit, dar s-a făcut progrese, zic eu, și eu cred că la noi, dacă ar fi ca să zică, domnule, să participe o țară cu 5 echipe la campionatul mondial, că noi putem face 6 de departe, că sunt foarte mulți la noi, pescar bun, și am putea aproape nici nu știi pe, dacă ar fi așa ca să facă o selecție, cum să facem fotbal, să iei păsărite așa, sau știu eu, după rezultate pe țară, aproape n-ai ști pe cine să iei. Îs bun pescare de la noi, ce să mai... Eu așa văd eu treaba, știi? Corect, așa este. Bine, mă gândeam la rezultatele din punct de vedere ale reprezentativelor naționale. De-aia am zis că sunt rezultate slabe la staționar și crab. Dar ai dreptate la astea, gen Open, pe care le-ai enumerat, într-adevăr, sunt remarcabile. Da, mate, dar de multe ori vezi că sunt și din cauza asta, cum spuneam eu, noi nu facem așa un pescuit, cum să zic eu, se pescuiește foarte mult la noi pe boile în comparație cu alte țări. Eu spun, eu am prieteni mulți, și mai ales pe Ungaria, cunosc foarte bine cum e pe acolo, la Sârbi, iar cunosc băieții după în Germania, Franța pe acolo, care ăștia din Germania pescuiesc mult în Franța. Eu știu cam cum e mersul treburilor așa. Uite, acum sunt concursurile să ține mare, concursul ăla e 100.000 de euro. Acum a mai apărut iar încă unul, mi-a trimis mie, nu știu pe unde era, mi-a trimis băieții ăștia din Germania, tot așa un concurs cu prieteni. Păi, domnule, îi lasă cel puțin la ăla cu 100.000 de euro. Păi, ăla ai voie să dai cu momitor, cu plasă și cu ce vrei tu, dai cu bulgar, dai cu bec, dai cum vrei tu, așa dai. Păi bagă-te tu la un concurs de la tu să pescuiești numai nu știu cum și să te duci fără să te antrenezi acolo. Deja ești un... Nu? Eu chiar am stat în dubiu așa, am vrut să mă bă la un stil de la de aici. Eu am avut oferte cu cine să mă duc și eu ăsta, dar am zis, da, la 80 de ani mai mă târ eu până în Cehia la finală și mă trezește oasele pe acolo, mă lăsă să rămână pe aici, pe România. Și, tati, vorba aia costă și mult traseul să te luăm de acolo. E greu. Alexandru Gușoi,
ne-a donat 10 RON în această seară. Salut, Andru, felicitări pentru emisiune. Mulțumim frumos. Să fie sănătos. Cunoașteți vreun pescar străin despre care puteți să spuneți că este mai bun ca toți pescarii noștri? Întrebare din partea lui Dan Mitrănescu. La ce disciplină? Crab. La crab. Disciplina pescuit cu feederul, cu lansetele pe fund sau staționar, că și la staționață prin crab. Hai să mergem pe crab clasic. Prima oară? Crab clasic. Eu aș zice că Dome Gabor e un super pescar de crab. Dome Gabor? Da. La ce? La feeder? La feeder. La... la crab clasic? Nu. Nu. Eu cunosc foarte bine. Da, da, am greșit, da, feedere, la feeder. La feeder? Sigur, da. Eu cunosc pe pescare. Da. Și la crab clasic, tati, crezi că există un pescar străin mai bun decât pescarul nostru? Eu nu zic că e mai bun, dar eu cunosc un pescar care eu am pescuit cu el din Germania, care are cetățenie germană, care a fost la acum în Franța la campionatul mondial și a tărâit pe el azi după el și a avut rezultat foarte, foarte bun, un prieten bun al meu care și la Sărulești am luat la concursul ăla cu Grammaier, am luat un premiu la de 10.000 de euro care am pescuit cu ei. Are cam stilul meu de pescuit, e vorba despre Martin și Marius Nihorenko, niște prieteni foarte bune ai mei de la... Așa poate spune ceva. Da, știu. Tu îi cunoști, mă trece de pescuit. Niște pescari foarte buni și cu rezultate a câștigat prin Bosnia, prin Croația, prin nu știu unde. S-a băgat și la concursul ăsta cu 100.000 de euro și eu sunt convins că o să fac, adică e o nucă greu de spart. Stăpânește toate stilurile de pescuit și foarte, foarte rezistent și ăsta. Nu aș putea să zic, să desconsider pe băieții noștri, dar sunt care am pescuit după 3 ore cu ei și... Adică în cazul în care pică lângă unul foarte bun de-al nostru și el, există o dificultate. Eu cred că acolo e țațe pe mande, da. Uh-huh, da. Uh-huh. Pescuiește, de exemplu, a câștigat concurs, cred că în Bosnia, pe Zigric, și la anul ăla le-a interzis ca să mai dea la Zigric, a câștigat un concurs mare, stăpânește foarte bine. A avut fiecare, acum în Franța, fiecare... echipa a avut câte 500 de forfacie de zigric pe toate mărimile făcute, care le avea puse pe ăla cu magnet în spate, cum să pescuiește la zigric. Totul pus la punct, cu sponsorizare mare de la Anaconda, adică extraordinar de bine puși la punct. Și când merge așa pregătit, știi cum este. Corect. Și nu se duce așa la întâmplare, se antrenează, a fost nu știu de câte ori, s-a antrenat pe pista asta de concurs. Acum în Cehoslovacia, în Cehia, unde să fie finala, iar finala asta mare, iar se antrenează, se duce acolo, știu de la ei și contează mult să încearcă toate stilurile, și zigric, și momitor, și cu boilă, și cu dele, și cu semințe, știi, și da. Adică e un pescar complex. Da, așa ca... Da. Ion Alexandru ne-a donat în seara aceasta 12 euro. Cojocaru Alexandru, 25 de RON. Felicitări, domnilor, istoria pescuitului la o masă. Respect. Bun, mai urmează o întrebare. Ce a condus la faptul că România astăzi să aibă poate cel mai dezvoltat sistem competițional ca număr de competiții? Neamati? Păi cred că și conjunctura asta deosebită pe care o avem în țara asta noastră. Că avem niște lacuri extraordinare cu distanțe, cu spații, cu specii diferite. Și, cum a spus și tata Nițu anterior, avem pescari pricepuți, domne. Românul e priceput, știe să pescuiască. Și mai ales cei care fac competiție sunt super pescari. Din punctul meu de vedere, mai ales vârfurile. Și, urmă, la noi, cred că există și această bucurie și nevoie de a fi în mijlocul naturii.
Păi ce e mai plăcut decât tu? Nu glumesc aici. Ca și creatura lui Dumnezeu, om, fiind, poți să vii în mijlocul creației lui Dumnezeu și să te bucuri. Chiar dacă nu ieși în podium, dar să te bucuri de prietenie cu X, cu Y, de emoții, de toate relații și așa mai departe. Și pe deasupra să fie benefică activitatea asta și fizic. Corect. Da, și eu mă gândeam la chestia asta. E adevărat că la noi, în România, nu cred că există o țară în lumea asta unde se țin așa de mai multe concursuri ca la noi. Și eu m-am gândit la aspectul ăsta, însă nu am putut să ajung așa la o, să zic, bă, din cauza asta s-a ajuns aici. Însă mă gândesc că noi suntem și foarte mulți producători la noi în România, foarte mulți producători de năzi și așa au mai apărut astea. Însă eu nu găsesc așa, nu știu, nu pot să-mi dau seama de cum, de așa de multe concursuri. Într-un fel e bine, eu nu-mi place, mă duc de la unul la altul, știi? Și probabil că și ăștia care au lacurile, văzând că pa, unele lacuri să ține și am îmbunătățit și el lacul, a populat și a apărut piste de concurs, apărând de multe așa, a venit fel de fel de oferte și omul are de unde să se aleagă și, adică, da, mie dacă îmi place, mă duc pe praforile ăla, dacă îi place să duce pe boile și fiecare cum îi place lui, nu? Pregătiți să vă dați refresh toți la chatul de YouTube, pentru că urmează o întrebare din partea lui Tata Nițu pentru concurs, dar nu înainte să ne răspundă la întrebarea pusă de Radu Stănilă. Am ambii invitați. În materie de pescuit, ce apreciază fiecare invitat unul la celălalt? Nadă, strategie, tehnică. Mati, primul. În primul rând, apreciez faptul că Tata Nițu, pe lângă pasiune, a făcut din pescuitul de competiție și o știință. În sensul că în permanență a căutat și a experimentat fie nade noi, fie soluții noi. Deci n-a stagnat. În perioada asta, uite cum a și spus-o, de iarnă, a gândit ce să mai scoată, ce să mai îmbunătățească, cu ce să mai se prezinte, în așa fel, nu ca să-și mărească neapărat profiturile, ci să devină și mai competitiv și mai bun. Și uite, o să iasă cu două produse noi. Corect. Pe piață. Asta poate fi un câștig pentru toți pescarii de competiție. Mai ales în dezvoltarea pescuitului, sigur, la Beg, da, care în ziua de astăzi a luat o amploare foarte mare. Și Zigrigu. Da. Și Zigrigu, da. Zigrigu și... Dar și Begu, da. S-a băgat și la campionatul mondial. Da. Și mai apreciez foarte mult la el sportivitatea de care a dat dovadă de-a lungul timpului și caracterul lui frumos. Deci eu personal, nu există oameni ca să nu fie și bârfitori, dar eu personal îl apreciez foarte mult, cunoscându-l foarte bine. Cunoscându-l foarte bine, apreciez omul din Tata Lice. Ajungem atât. A. Ți-a făcut o scurtă poveste. Mulțumesc, Mate. Măi, eu ce apreciez la Mate? Noi ne cunoaștem, noi suntem ca doi frați. Credem în același Dumnezeu. Eu apreciez foarte mult la Mate. El este un băiat credincios, cu temere de Dumnezeu. Apreciez calmul lui, răbdarea, un băiat luptător, luptă la concurs, am observat tare speranță până în ultimul minut. Poate o captură, o ceva, dar am observat, nu s-a lăsat. Un premiu, ceva, da. E mereu cu speranță.
Mă uitam și când ai luat ultimul interviu, când ne luptam noi de... Eu am ieșit pe 6 pe sectorul meu și el a ieșit pe 6 pe sectorul lui, dar m-a bătut la gola de ras. Mă uitam la ultima noapte. Câtă speranță aveai, luai tu interviu. Când da, în noapte, da. Să poate întâmpla în noaptea asta, să vină și... Eu apreciam chestia asta, știi? Câte unii se lasă. Vezi, dacă te lași la un concurs așa, îl favorezezi pe ăla din stânga, din dreapta. Dom'le, fă-ți datoria până la urmă, dacă ai intrat acolo... Corect, corect, așa e. Însă ieși un familist de votat și copiii lui, fetele și băieții, toți pescari, ca și la mine, și nepoții și toți. Și noi am fost niște oameni care, cu credință de Dumnezeu, am căutat, că vezi, până la urmă, ce dai societății ca copii, ca nepoți, aia va fi societatea de mâine. Degeaba ce noi, păi de noi România e așa sau e așa. Domnule, ce dăm noi societății aia? Vezi, a apărut acum cu droguri, cu necazuri și cu astea în tineretul ăsta, că de multe ori ți-e frică să conduci pe drum, că da. Corect. Da. Tati, te rog să te gândești la o nouă întrebare pentru un nou premiu pentru urmăritorii noștri din această seară și am să vă rog și pe voi în același timp să fiți foarte atenți pentru că sunteți un număr, într-un număr destul de mare pentru ora la care ne-am ajuns fără să o programăm. Măi, întrebarea o să fie tot o întrebare grea ca prima. Da. Tot, adică, o întrebare cu două întrebări zis, care eu le-am amintit în discuția noastră, nu pun ceva din afară, care a fost atenți. Unde este, adică, cum se numește lacul care se pretează cel mai bine la pescuit la Zigrig, la noi în România? Și cum îl cheamă pe patronul care gestionează acest lac? Ambele răspunsuri într-un singur mesaj. Da, da, eu am amintit chestia asta. Nici mate nu știe. Ba, știu prima, da, la primul prima. Răspuns știu. Da. Pe patronul... Luăm în calcul răspunsul așa, simplu. Da, e bun, da? Diosig Roman. Ăla este. Diosig Roman l-a câștigat. Opa! M-a ajuns tu cu numele? Zilard Săzi. Zilard, de Sfântă Gheorghe? Zilard, îl știi? Zilard. Nu știu. Nu e nici membru, nici... Săz. Săz. Zilard se pronunță. Y-L-A-R-D S-Z-I. Zilard. Zilard Sizi. Zilard Sizi, da. Ba nu. Mai sus este Diosig Roman, Grosul Romeo. Da. Grosul Romeo e. Să mă sune numai unul. Ba nu, mai sus, Manu. Cosmin. Răzvan Manole, Eugen Ștefănescu. Stai că aici am intrat toate acum, mă duc mai sus. Eugen Ștefănescu e ultimul, Diosig Roman. O secundă că eu verific ce ceasul oficial, da? Mulți. Mulți au răspuns bine. Da, da, uite, Biosc, e atentă lumea. Da. Deci vă spun chiar acum, în direct, este Eugene Ștefănescu. Extraordinar. Primul. Diosig Roman. Prietenul meu. Îl cunoști? Da? A fost și la concurs. Cu Nadă de la mine. Eugene, da. Ion Alexandru. Eugen e primul. Eugene, da. Eugene Ștefănescu. Felicitări, Eugen, pentru premiul câștigat de la Tatanițu. Are cetățenie americană. Da? Da. E și... Are o afacere la Slobozia cu mare. Cu... E un băiat fain de tot. Ia uzi. Foarte, foarte frumos. Bravo, bravo, Eugen. Felicitări. Eugen, vii la mine să-ți iei marfa. Le dai numărele de telefon. Nu filozof Roman, este Diosig Roman. Da, da. Diosig Roman este răspunsul corect. Am făcut screenshot în chatul oficial, îl avem. La noi, după cum bine știți, majoritatea urmăritorilor mei nu se fac manevre pe YouTube. Când vine vorba de cadouri. Am să vă rog să-mi dați
Ah, da, Pinguin era, e membru la mine. Eugene, spui că ai tu contactul, tati? Da. Oricum, trebuie să-mi dea mesaj și mie pe pagina de Facebook, amicului Gagiu, nume, prenume, număr de telefon și nickname, întrebarea și răspunsul de la emisiune pentru a centraliza de acolo mesajele. Inclusiv, Pinguin, am să te rog să-mi dai mesaj pe canalul, pe pagina de Facebook, amicului Gagiu. Pentru că de acolo se centralizează absolut toate cadourile. Le dai tu numărul meu. Da, tati. Bun, până atunci, tati, am aici pregătită o poveste frumoasă pe care să ne oferi tu înainte de final. Coardea iute. Nu e coardea iute, ci este legată despre Balaton. Da? Pentru că urmează să fim prezenți acolo, cel puțin eu, ca parte de media, reprezentant al țării românești, alături de toate echipele românești care vor participa la Balaton și voi fi alături de toți cei de acasă în fiecare seară de live. Bravo. Cum ai reușit să prinzi 700 de kilograme la Balaton în condițiile în care rămâneai singur, având în vedere că patronul de la Anaconda, cu care erai în echipă, pleca seara, seara de seară, la hotel cu soția? N-a plecat seara de seară. Nu era patronul la Anaconda. Peter cu... Da, cu Silca. Păi ce s-a întâmplat? Nopțile ne trăgea tare de tot peștele nou acolo. Și într-o dimineață, săracul era mort. Mi-a zis tata, Peter, motel, mangiare, sex, a plecat și s-a dus. Eu m-am gândit prima dată că glumește. Băiatul ăsta la altul s-a culcat și el în dubă. Păi și Dumnezeu, uite, așa a lucrat. Eu mereu am nădit acolo aproape. Era primăvara, mă? Nu era toamna. Primăvara, da. Și pește veneau aproape. Și eu am văzut acolo, am vorbit cu un locatar de la, eu mă mai descurc în Gurești, și el mi-a zis că el mereu pescuiește, l-a aruncat de mână acolo lângă stufă undeva. E și lângă stufă ăla, când plecau băieții ăștia pe acolo, că ei se ducea cu barca, eu nu mă duceam, le dădeam câte o găleată de ceva, mă, zis, asta o răstornea cu alea la colțul ăla și tot. Mă, și am avut locul ăla pregătit, în vreo 70-80 de metri și el m-a salvat. Și în ziua aia, când ăla, am luat vreo 100 de kilograme de pește, l-a dat din mână, mă înțelegi? Prima dată am plecat cu nailon mai subțiri, eu cred că la Balaton nu se ține cont de grosimea nailonului, pare mi se, nu sau se nu, ține, nu se nu ține. Sunt restricții de genul. Da. Și am plecat cu mai subțiri, eu cu 20 se poate să dau și eu mai lung, dar mi-l tăia, am văzut și după aia m-am dus până pe la 25 și cu 25 a funcționat. Și m-am descurcat. Dar eu atunci, dacă aveam niște băieți ca lumea, puteam să fac un rezultat mult mai bun. Am ieșit pe 2 pe sectorul meu, dar ăla era cel mai bun rezultat al meu la Balaton. Eu cred că la Balaton am fost de 3 ori, atunci am ieșit pe 2 pe sector, odată n-am făcut nimic, iar la ăla din toamnă n-am făcut nimic. Am prins, dar am prins puțin. Iar la ăla din toamnă am luat un singur crap, de pe 20 de kilograme, am mai avut o trăsătură, ți-am zis, eu mă băgasem de la runner, sau cum să zice, băieți suna, ăștia nu ieșea din cort și așa a fost necazul și la ultimul, ca să fiu sincer, cu riscul de a lua un cartonaș galben, am pus eu mâna pe băș și l-am contrat, l-am ținut așa până a venit ăștia și l-a luat și am scos crapul ăla. Dar așa a fost, m-a ajutat, uite, atunci a fost, vezi, uite, aici era treaba, că, cum am descurcat, a fost cu, n-aveai voie să intre cu barca pe apă. De? Și pescuiai din unul. Pescuiam din dar singur, tati, scoteai peștii? Sim, adică îți permitea și malul, ai avut puțin noroc. Păi mi-am descurcat, nu era problemă. Și trăgea pește după pește. Și m-am descurcat și a funcționat. Eu la Balaton nu o să mai mă duc niciodată. E frumos concursul, foarte fain. Dar nu e de mine. La anii mei îți dai seama să mă duc acolo, să mă chinuiesc. Tu știi cum, acolo trebuie să fii dotat, să ai... Sunt băieși la noi care au bărci, au motoare, au... Da. E greu ca să te duci să te bați acolo cu slovaci, cu cehi, dacă tu nu ești dotat. Aia trecea pe lângă mine, se ducea cu barca, noi, până la urmă, am avut probleme cu bateria. S-a dus neamțul, a luat o baterie de la unul de acolo, era unul cu o basculă, și nu știu câți bani a dat, a zis, tata, nu problem cu asta, ne duci.
S-a dus odată încolo, a venit înapoi, a mai plecat toată și a venit la vâsle. După el căuta pe ăla, că l-a germănit ăla cu ăla și nu mai dădea de el. Și i-a luat bani. Și noi, tu știi cum este. Știu acolo, foarte bine cum e, da. Uite, și noi anul trecut am sărit în ajutorul lui Adi Grăjan și frații Cox. E Adi aici și știe bine. Tot o problemă cu bateriile pentru motor, nu mai aveau redresor, s-a stricat redresorul, nu mai aveau ce să tarce bateriile. Și fapt care, până la urmă, s-a dovedit a-i ajuta în momentul în care chiar aveau nevoie, pentru că până la final au terminat pe locul 1, la cei mai mari 5 vești, locul 1 calitate. Și Adi Grăjdan este unul dintre românii care are cele mai multe podiumuri ocupate la competiția de la Balatan. Da, pescar bun și face și niște bile bune, am pescuit și eu cu bile de la el și toată stima pentru el și pentru ce face. Și un băiat liniștit la locul lui, cu respect și cu... Iar săptămâna viitoare o să l-am invitat alături de Gabi Tomulescu, Emilian Paraschiv și Iorgos în podcastul de joi de la ora 20:30. Calimera! Da. Păi și pentru că a venit momentul în care să-mi spună și Neamati ce înseamnă, din punctul tău de vedere, Neamati, un pescar complet. Păi, ce atribuții ar trebui să aibă? Păi astea de care am spus la început că trebuie să fie ca și principiu de funcționare a unui pescar de competiție. Adică să aibă cunoaștere cu care nu se naște, ci trebuie să o dobândească, practicând, cerând înțelepciune de la Dumnezeu, cerând călăuzire, inspirație și după aceea să fie priceput. Păi dacă nu ești priceput în orice domeniu, degeaba ai la îndemână ustensile, nade, echipament și chiar și informație. Că îți dai cu stângul în dreptul, cum se zice. Și trebuie să fie și un om care funcționează bine. Că e la mod acum se spune despre unii că sunt handicapați din punct de vedere funcțional. Și e adevărat că se prea poate să ai multă știință în cap din punct de vedere teoretic, dar să nu fii bun sau, de ce nu, chiar expert din punct de vedere funcțional. Să știi să valorifici experiența aia pe care o ai, cunoștințele pe care le ai și așa mai departe. Deci, și pe lângă toate astea, să-ți dorești mult să ai această dragoste pentru ceea ce faci, pasiune. Că dacă o faci așa decât, eu știu, cu gândul să îți otrunjești veniturile sau cu alte scopuri... În două cuvinte, părerea mea, complet, nu suntem niciunul și nu o să fim niciodată. Toți învățăm mereu. Exact. Eu din fiecare partidă de pescuit și acum învăț ceva. Și am sute, mii de partide, numai nici nu știu dacă le iau și pe alea de pescuit la liber și mereu înveți ceva. Și natura asta mereu te învață ceva și pește din apă și pește ăștia au un comportament care noi pescare de multe ori noi ne dăm cu părerea fel de fel, dar are câte un comportament, câteodată prins de nu mai știi ce să mai faci și te duci câteodată și n-ai o trăsătură, nu înțelegi nimic. Dai bine pe solunar, dai bine pe că ăla le-a dat mâncare pe baltă, dai bine pe nu știu ce, că nada ce am cumpărat-o de la n-a fost bună. Dar bine pe ceva. Dar peștii au un comportament ciudat, de multe ori care noi n-l înțelegem. Ați observat treaba, eu cel puțin așa am, Dar complet nu mai se dă din și pe patronul de baltă, că a dat drumul la apă, că a dat mâncare la pește și așa mai departe. Învățăm și la 80 de ani înveți și la oricând înveți, că asta este cu treaba. Sabin Dorobanțu a făcut pe Moș Crăciun în seara aceasta și a oferit
abonamente cadou pentru a susține podcastul meu, nu știu câtor membri, dar a făcut fără număr, 4, 5, 6 abonamente cadou. Mulțumesc frumos, Sabin, mulțumesc frumos tuturor celor care susțin podcastul meu și nu în ultimul rând, mulțumesc că sunteți în continuare alături de noi chiar și la ora asta, oră la care ne apropiem de final. Și aici am să-l luăm pe tata Nițu, mai are o întrebare de pus pentru ultimul premiu din această seară, pe care va merge la unul dintre urmăritorii noștri. Mai e una? Mai avem una, tati, da. Mai să pun una mai ușoară. Una mai ușoară? Atenție, dau o întrebare mai ușoară din partea lui tati. O întrebare mai de viteză, așa, fiindcă astea alte au fost un pic mai complicate. Da, uite, asta pun o întrebare ușoară. Eu am spus că la un moment dat, anul trecut, pe Perish am prins 900 de kilograme de ten. Întrebarea, pe ce ștand le-am prins? Eu urmăresc chatul oficial. Felix Țintea, 12. Ăla este. Ăsta e. Da, uite voi, ăștia de la Cristian mi-a luat și Eugen și ăsta a luat. Felix Țintea, 12. Bravo, mă, Felix! E bun ăsta, mă, Felix ăsta. Felicitări, mă! E Radu Stănilă, ci că a bubuit. Bravo, de cât așteaptă cel un premiu? E bun, Felix, ăsta, să mai facem. Da. Felicitări, mă, Felix. Bravo, Felix, felicitări. Era și cazul să câștig și eu. De când să chinuie să câștig un premiu la mine în emisiune, da? Bravo, Felix, felicitări. Păi, tati, neamati, ne-am apropiat de finalul ediției, iar pentru final am să vă rog, neamati, pe tine să te uiți în camera acolo și să transmiți cuvinte pentru familia de acasă care s-au uitat la tine și care urmează să te primească cu brațele deschise în America. Te salut, Dani. Sunt convins că tu de acolo, din Arizona, ai urmărit această emisiune pentru că mi-ai confirmat lucrul ăsta pe WhatsApp. Mă bucur, tati, pentru tine și abia aștept să vin să mă bucur împreună cu tine și cu Clarisa la nunta voastră. Vă salut și pe voi ceilalți, pe tine, mami, pe ceilalți copii ai mei, care vă pare că acum faceți nai și totuși vă iubesc. Va. Și eu vreau să-l salut pe Dani. Acolo, tati. Dani, te salut. Și te felicit pentru pasul care l-ai făcut, îți doresc casă de piatră. Dumnezeu să fie cu tine, să te binecuvânteze pe tine și pe scumpa ta soție. Dumnezeu să fie cu tine, să te binecuvânteze. Și acum, împreună, pentru toți cei care ne-au urmărit în camera din mijloc, vă mulțumim pentru seara minunată pe care ne-ați oferit-o, cele două legende ale car fishing-ului din România. Mă bucur că mi-ați acceptat invitația și sunt onorat să fiu la masă cu voi. Și noi ne bucurăm că am putut să fim într-o măsură mai mică sau mai mare de folos vouă, celor ce sunteți pescari și unii chiar și pescari de competiție. Vă dorim să fiți sănătoși și fire întinse. Și eu din partea mea vă mulțumesc la toți care ați avut răbdare cu noi și ne-ați ascultat. Doresc ca Dumnezeu să fie cu voi, să vă binecuvânteze pe voi, pe familiile voastre, pe copii și să ne întâlnim cu bine pe pistele de concurs și unde ne mai poartă cel de sus și să fie toate bune. Și pentru încheiere, n-am să uit să menționez faptul că unul dintre urmăritorii noștri a spus așa: alții nu au aruncări cu lanseta, la câte cupe au acești doi aceste două personalități. Se poate, dar nu cred că e adevărat. Vă doresc o seară minunată alături de familii și de absolut tot ceea ce voi iubiți. Doamne ajută, Doamne. Numai bine, sănătate. Ne vedem săptămâna viitoare. Sănătate, băieți. Ne-a băgat liniștit, mă. Da.